chestiuni tehnice și începem. Dragi colegi, vă salutăm. Putem începe ședința și rugăm secretariatul să anunțe prezența. Domnilor și domnilor deputați, bună ziua! Vă anunț că la ședința Parlamentului, din total celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 92 deputați. Nu s-au înregistrat deputații Gutium Artur, deplasare, Vremea Igor, cerere, Reșetnicu Artur, cerere, Ciobanu Marie, concediu medical, Dudnic Corneliu, concediu medical, Nichiforciuc Eugeniu, Juravski Nicolae, Voronin Vladimir. Vă mulțumim. Prezența este asigurată, cuforumul la fel, putem începe ședința și, să onorăm drapelul. Vă mulțumim. Dragi colegi, Biroul Permanent a luat o decizie și o propunere pentru plenul Parlamentului cu ordinea de zi care a fost repartizată, atât cea de bază cât și cea suplimentară. La fel e propunerea Biroului Permanent care plenul urmează să aprobe ce ține de încheierea sesiunii de toamnă 2015. Și în mod tradițional, la încheierea sesiunii, bineînțeles, vor fi și cetele de colindători. În afară de aceasta, am avut o discuție cu majoritatea liderilor fracțiunilor parlamentare și am înțeles că astăzi e mai bine să ne mai limităm și la alocațiuni, eventual câteva informații de încheiere din partea mea și după care tradițional, așa cum am menționat, și cetele de colindători. Între timp, în mod regulamentar, sunt câteva anunțuri și inclusiv solicitări de introducere pe ordinea de zi în mod suplimentar la ceea ce a fost deja propus de Birou Permanent. Doamna Bodnarencu, vă rog frumos, din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, un anunț, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Fracțiunea Comuniștilor aduce la cunoștința onoratului Parlament că, conform procesului verbal din 22 decembrie, în calitate de președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a fost aleasă doamna Ina Șupac, în calitate de vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor a fost ales domnul Oleg Reitman, candidatura secretarului fracțiunii Elena Bodnarencu a rămas neschimbată. Prima, da, vă mulțumim frumos. Și a doua, fracțiunea comuniștilor solicită includere în ordine de zi proiectului înregistrat sub numărul 259 din 29 decembrie 2015 privind excluderea domnului Reșetnicu Artur și doamnei Ivanov Violeta din componența Biroului Permanent
al parlamentului și numirea de către fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a doamnei Șupachină în componența biroului permanent al parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Înainte de a vă da și un răspuns procedural și de regulament, doamna Ivanova, rog frumos, la fel cu un anunț, înțeleg? Vă mulțumesc, domnule președinte, onorat parlament. Îmi permiteți să vă aduc la cunoștință că la data de 21 decembrie, un grup parlamentar de deputați, format din următorii deputați Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Artur Șetnikov, Galina Balmoș, Anatolie Zagorodnyi, Victor Mândru, Boris Golovin, Sergiu State, Alexandru Bannikov, Mihalache Corneliu, Gudumac Elena, Vremea Igor, Porcescu Petru, Anatolie Gorila, au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, inițiind platforma parlamentară social-democrată pentru Moldova. Totodată ne adresăm către toți parlamentarii care doresc stoparea dezastrului și revenirea Republicii Moldova pe calea dezvoltării să adere la platforma social-democrată pentru Moldova. Mulțumesc mult! Vă mulțumim! Vă mulțumim în contextul celor menționate de colegi. Dați-mi voie să fac o remarcă ce ține de aplicarea prevederilor regulamentului Parlamentului și prevederile anume al articolului 6, aliniatul 2 din regulamentul Parlamentului, cu referire la biroul permanent în mod special, care menționează în felul următor. În cazul în care reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament se schimbă, și noi avem deja un caz de schimbare a proporționalității, fracțiunile parlamentare, după cel puțin un an de la constatarea acestui fapt, pot cere modificarea corespunzătoare a componenței biroului permanent, a comisiilor permanente, precum și a delegațiilor parlamentare permanente. Luând în considerare această prevedere, noi suntem limitați la un an de zile pentru a face modificări în componența nominală a biroului permanent. În considerare solicitarea fracțiunii Partidului Comuniștilor și luând în considerare aceste prevedere ale regulamentului Parlamentului, permiteți-mi ca, nu astăzi, că suntem în plen, dar să inițiez discuțiile cu fracțiunile parlamentare separat și să revenim la acest subiect, tot ce ține de componența biroului permanent, a comisiilor parlamentare, deoarece și aici e o întrebare ce ține de numărul comisiilor care ar trebui sau sunt alocate unei fracțiuni parlamentare, la fel delegațiile parlamentare, toate acestea să le discutăm deja pe parcursul următoarei perioade și la revenire în plenul Parlamentului, deja cu materialele pregătite, cu consultarea direcției juridice și a practicii care este de 20 și de ani în Parlamentul Republicii Moldova, să venim deja cu soluții, în așa fel încât să nu greșim și procedural. Fracțiunile parlamentare, eventual alte obiecții la o astfel de propunere? Mulțumesc frumos pentru înțelegere. În continuare, în mod regulamentar au fost făcute propuneri privind introducerea pe ordine de zi a unui proiect, un grup de deputați, 5 la număr, în baza articolului 46 din regulamentul Parlamentului, propun introducerea pe ordine de zi a proiectului de lege numărul 2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Domnul Țap, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, Iurei Țap, fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Stimați colegi, este vorba despre proiectul 2474 din 26 octombrie 2012 și care prevede dreptul autorităților locale de a sesiza Curtea Constituțională, dar și dreptul acestora de a schimba destinația terenurilor, ceea ce înseamnă consolidarea capacității financiare. Pornind de la faptul că recent a avut loc ședința lărgită a Consiliului de Administrație a Congresului Autorităților Locale din Moldova, la care au fost reprezentanții partidelor parlamentare și care au vorbit despre faptul că susțin procesul de descentralizare, dar și consolidare democrației și autonomiei locale, credem că mărul s-a copt și de ce solicităm să fie introdus pe ordine de zi pentru a fi votat. Este vorba doar de a fi supus votului. Mulțumesc!
Care e comisia sesizată în fond, domnul Țapu, dacă... Administrație publică, dezvoltare regională, mediul, schimbări climatice. Dar a fost dezbătut pentru în lectura a doua. Doar dați supunerea votului. Da, vă mulțumesc foarte mult, dar aș prefera și dacă președintele comisiei la fel ar avea ceva de menționat, doamna Bondarencu, vă rog frumos, cu referire la proiectul 2474, 26 octombrie 2012, ceea ce a menționat domnul Țap. Pot să confirm că, într-adevăr, proiectul de lege a fost dezbătut în Parlament și în cadrul comisiei parlamentare. Vă mulțumesc foarte mult și acum mă adresez fracțiunilor parlamentare dacă au alte opinii în privința acestui subiect. Înțeleg că fracțiunea Partidului Socialiștilor nu. Domnul Ghimpu, fracțiunea Partidului Liberal, vreți să poftiți, domnul Ghimpu? Mulțumesc, domnul președinte, Mihai Ghimpu, fracțiunea Partidului Liberal. Am avut și o întâlnire cu membrii Congresului Calm, cum ai zice, autorităților locale și cu adevărat e necesară de o astfel de lege. Noi, fracțiunea Partidului Liberal, susținem propunerea și vom vota pentru acest proiect de lege. Mulțumesc. Alte fracțiuni, dacă se vor să se expune înainte de a supune votului propunerea făcută de autori în mod regulamentar. Dacă nu sunt alte propuneri sau obiecții, voi supune votului plenului pentru a introduce acest subiect pe ordine de zi. Proiectul numărul 2474 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative cu referire la codul funciar, legea privind la Curtea Constituțională. Cine este pentru introducerea acestuia pe ordine de zi, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Rog frumos numărătorii să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 0. Sectorul 2, 8. 22. 30 de voturi, propunerea nu a fost acceptată de plen pentru a fi introdusă pe ordine de zi. Dragi colegi, biroul permanent a propus o modificare în ordinea de bază care deja a fost votată anterior și anume anularea audierilor parlamentare privire la finanțarea în sistemul de sănătate, ce era prevăzut în ordinea de zi de bază. Iată de ce supun votului această propunere de a anula audierile parlamentare. Ministrii sunt în demisie, chestiuni tehnice, procedurale și altele, dar doamna Domente probabil vrea să ne spună ceva din partea comisiei, că s-au făcut astfel de audieri în comisie. Poftiți, doamna Domente. Da, vă mulțumesc, domn președinte. Vreau să vă informez, stimați colegi, noi totuși considerăm oportun, cel puțin fracțiunea Partidului Comuniștilor, ca să avem aceste audiere ale ministrilor finanțelor și sănătății cu privire la situația din sănătate. Rămâne să votați dumneavoastră. Noi astăzi în comisie am discutat acest subiect, am invitat reprezentanții companiei de asigurări medicină, Ministerului Sănătății. Ca să știți, eforturile noastre aici în Parlament nu au fost zadarnice și datoria despre care anunțam la acest început de lună, că era de circa 560 de milioane de lei pe care o avea bugetul de stat către compania de asigurări medicină, s-a diminuat considerabil, deci la momentul de față această datorie este în jur de 190 de milioane de lei, iar Ministerul Finanțelor promite că pe parcursul zilei de azi și mâine aceasta se va micșora și mai mult, chiar și astăzi a fost transferată o sumă tot destul de mare. Oricum, cert este că intrăm totuși în noul an cu o anumită datorie față de aceste fonduri de asigurări obligatorii de asistență medicală. Deci situația financiară s-a ameliorat un pic, dar noi considerăm că oricum rămâne important să discutăm acest subiect, să vedem de ce au fost încălcate legile, de ce nu au fost respectate și care este situația la moment. Asta este părerea noastră. Mulțumim frumos. Din partea fracțiunii. Din partea fracțiunilor, dacă vreți să vă expuneți pe marginea acestui subiect înainte de a pune la vot propunerea biroului permanent.
Vă rog frumos, domnul Dodon, poftiți. Da, domnul Șunti, noi de fapt două sau trei săptămâni la rând tot amânăm aceste audieri, le amânăm și așa mai departe. De ce noi insistăm ca audierile astăzi să aibă loc? Da, vă mulțumesc frumos. Opinia altor fracțiuni, pe moment nu sunt alte opinii, voi supune votului propunerea biroului permanent privind anularea audierilor parlamentare cu privire la finanțarea în sistemul de sănătate, care inițial a fost introdus pe un ordine de bază. Cine este pentru anularea și excluderea de pe ordinea de zi a acestor audieri, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă rog frumos să numărătorii să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 3. Sectorul 2, 23. 24, sectorul 3. Cu 47 de voturi, propunerea a fost acceptată de plenul Parlamentului, propunerea biroului permanent de a exclude de pe ordinea de zi audierile parlamentare privind la finanțarea sistemului de sănătate. La acest subiect, vă rog frumos, domnul Ghimpă, poftiți un minut. Mulțumesc, domnul președinte. S-a amânat audierile pentru anul viitor, dar asta nu înseamnă că problemele nu trebuie rezolvate. A vorbi una a rezolvat probleme cu totul alta. Și noi sperăm că miniștrii vor depune efort așa încât până la ziua în care se vor prezenta în Parlament să vină cu date care să bucure cetățenii, dar nu cu cifre statistice prin care iarăși din nou să cerem audieri peste o lună de zile. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Propuneri făcute în mod regulamentar înscris nu mai sunt. Iată de ce mă adresez acum președinților de comisie în mod regulamentar cele... Numai puțin, verific dacă e vreo greșeală. Am doar o singură propunere din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor, cea cu referire la proiectul numărul 477 din 20 noiembrie 2015, ce ține de demisia guvernatorului Băncii Naționale. Vă mulțumesc frumos, nu este regulamentar și legal, vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă rog frumos, acum vă dau posibilitatea, bineînțeles, să interveniți. Dacă vorbim despre ordine de zi, mă adresez în primul rând autorilor la proiectele de legi care sunt propuse și președinților de comisie ca și mențiuni. Domnule Ancă, înțeleg că aveți un proiect despre care este vorba. Poftiți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de autor, aș ruga să fie vedetați de pe agenda ședinței de astăzi pentru o analiză suplimentară a proiectului cu numărul 513. Mulțumesc. Numărul 12 de pe ordinea de zi, în calitate de autor aveți tot dreptul să vă retrageți proiectul de lege, nici nu se supune votului, vă mulțumesc frumos. În continuare, domnul Mudreac, poftiți. Da, domnul președinte, din partea comisiei, ce ține de proiectul 437, solicităm amânarea pentru o altă dată examinarea proiectului menționat, din motivul că raportorul Ministrul Agriculturii nu este prezent. Numărul 11 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos, într-adevăr, dacă solicitați din partea comisiei, proiectul numărul 11 este retras. Vă atrag atenția că, în general, ordinea de zi respectivă care o discutăm nu este votată încă în plen, nu este aprobată, deci acestea sunt doar propuneri, dar excludem proiectul numărul 437 din 4 noiembrie 2015, numărul 11 de pe ordinea de zi din supliment. În continuare, domnul Ninguță, vă rog frumos, poftiți. Mulțumesc, domnul președinte. Astăzi
Sistemul asigurărilor medicale. Anul trecut legea fondurilor a fost publicată la 28 aprilie. În acest an, deci dacă nu avem un nou buget aprobat sau nu facem corecții la acea legea bugetului asigurărilor medicale pentru anul 2015, nu avem bază legală, deci Compania Națională de Asigurări Medicină nu are bază legală să ofere aceste reduceri cetățenilor. De ce noi venim cu corecții la legea de bază a fondurilor de asigurări medicale, prin care spunem că aceste scutiri în fiecare an vor fi până la 31 martie în fiecare an. Doar că procentul, categoriile vor fi specificate de către legea bugetului. Deci lucru care poate fi preluat din bugetul anul trecut. Doar că noi trebuie să stabilim acest termen. Este clar. Doamna Sătan, foarte scurt, vă rugăm frumos ca să putem trece deja la ordine de zi de bază. Vreau doar să precizez că principiul de oferire a posibilității de cumpărare cu reducere este instituit din 2008. Toți acești ani a fost, cetățenii au avut posibilitatea să-și cumpere. Acum legiuitorul trebuie să decidă. De astăzi s-a dat start posibilității de cumpărare a poliței. Cetățeanul vine la oficiul poștal să-și cumpere poliția, el nu are acest drept de a cumpăra cu reducere. De aceea am propus ca legiuitorul să gândească la cele 10.000 de cetățeni care își cumpără în primele 3 luni, așa cum a fost instituit acest principiu. De aceea eu tot rog să fie acceptat discuția și adoptarea acestui proiect de lege. Da, vă mulțumesc frumos. La același subiect, domnul Crangă, vă rog frumos, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Mulțumesc, domnul președinte. Ștefan Crangă, fracțiune Partidul Liberal Democrat. Stimate domn președinte, onorat colegi, astăzi am examinat proiectul de lege în cadrul comisiei. Într-adevăr, prima parte a proiectului de lege, ce ține de termen, poate fi acceptat, nu este necesar cheltuieli bugetare, însă a doua parte a proiectului sunt nevoie și poziția guvernului pe subiect. Totodată vreau să menționez că stabilirea termenului până la 31 martie va pune într-o situație în dificultate în momentul în care bugetul va fi aprobat anul viitor sau poate va fi aprobat în luna sfârșitul lunii martie și acea perioadă nu poate fi extinsă deja pentru a avea acele facilități. O clipă. Există acest pericol pentru viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Oricum, haideți să revenim la aceste discuții pe substanță atunci când se va dezbate însăși proiectul. Doamna Șupac, la acest subiect vreți să menționați ceva? Atunci dați-mi voie să încheiem cu proiectele 512 și 519. Cine este pentru introducerea proiectului 512 pe ordinea de zi, descris de doamna Domente, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc frumos. Majoritatea celor prezenți în sală, plenul a acceptat introducerea pe ordine de zi a proiectului 512. Rog secretariatul să identifice materialele și să le repartizeze plenului. La fel, propunerea a fost să fie introdus pe ordine de zi și proiectul 519, ce se referă la scutirile, din câte înțeleg, a notarilor, avocaților și restul categoriilor privilegiate sau așa numitele privilegiate. Cine este pentru introducerea acestui proiect de lege pe ordine de zi, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Majoritatea celor prezenți în sală. Rugăm secretariatul la fel să-l identifice și să-l repartizeze tuturor deputaților. Și la ordine de zi, doamna Șupac, sau alt subiect? Vă rog frumos, doamna Șupac, un minut. Ina Șupac, fracțiunea Partidului Comuniștilor. În primul rând, o scurtă remarcă la întrebarea precedentă cu privire la schimbarea componenței biroului permanent. Când dumneavoastră veți face consultările cu fracțiunile parlamentare, rog să faceți referință și să țineți cont nu de articolul despre care dumneavoastră ați spus, articolul 6, alineatul 2, ci de articolul 12, alineatul 5, că orice membru al biroului permanent poate fi revocat prin hotărârea fracțiunii parlamentare care l-a numit, adoptată cu votul majorității membrilor acestea, prin intermediul cancelarei, v-am transmis extras din procesul verbal. Și acum dați-mi voi, stimați colegi, o propunere pe care noi, de fapt, regulamentar v-am înaintat și dumneavoastră. Din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor solicităm completarea ordinii de zi a ședinței în plen cu proiectul de hotărâre
privind revocarea din funcția unui vicepreședinte al Parlamentului, proiect sub numărul 514 din 28 decembrie 2015, având în vedere că domnul Vladimir Vitiuc nu reprezintă fracțiunea Partidului Comuniștilor, propunem Parlamentului revocarea din funcția vicepreședintelui Parlamentului domnului Vladimir Vitiuc și solicităm dumneavoastră, domnule Candu, inițierea procedurii prevăzute de articolul 11, alineatul 3 din regulamentul Parlamentului. Mulțumesc! Foarte multe, într-adevăr există o astfel de solicitare din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, așa cum am menționat, articolul 11 care reglementează revocarea președintelui și a vicepreședinților Parlamentului prevede consultarea cu fracțiunile parlamentare, lucru care urmează să-l fac și, bineînțeles, o să revenim la acest subiect. Vă mulțumesc frumos! În continuare, dacă nu mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi, propun plenului aprobarea ordinei de zi a suplimentului cu toate modificările, propunerile care au fost făcute. Cine este pentru, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc foarte mult, ordinea de zi este aprobată și în continuare vom merge pe marginea acestuia. Și primul subiect pe ordine de zi, proiectul numărul 274 din 8 iulie 2015, numărul 1 de pe ordine de zi a ședinței de plen de bază. E proiect pentru lectura a doua, îl invităm la tribuna principală pe domnul Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, să ne prezinte proiectul pentru a doua lectură. Stimate domnule președinte, onorat Parlament, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii 414 privire la asigurarea obligatorie de răspundere civile pentru pagube produse de autovehicule, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați și raportează următoarele. Propunerile și obiecțiile parvenite din partea deputaților în Parlament, Comisiilor Permanente de Specialitate a Parlamentului, Guvernul Republicii Moldova, Direcții Generale a Secretariatului Parlamentului au fost examinate și sistematizate, fiind reflectate în sinteza la proiectul de lege și în proiectul de lege redactat, care sunt părți integrante ale raportului Comisiei. Luând în considerare cele expuse, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege redactat în a doua lectură și în lectură finală în plen. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnul președinte. Dacă sunt întrebări în adresa comisiei, se pare că nu sunt. Vă mulțumesc foarte mult și... Da, vă mulțumim. Voi supune votului, dacă nu mai sunt alte obiecții, proiectul de lege. Propun atunci dezbaterii, vor reveni la procedura de vot, propun dezbaterii proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 339 din 28 septembrie 2015, numărul 2 pe ordine de zi, prezintă proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, domnul Munteanu, ministrul al mediului. Vă rugăm frumos, vă invităm la tribuna principală. Domnule președinte, stimați colegi, legea pe care trebuie să o prezint este o lege foarte cunoscută, generic se numește legea privind interzicerea utilizării azbestului. Este o lege care se plămădește la guvern de mai mult de 6 ani și iată în chinuri foarte complicate a ajuns la Parlament și sperăm ca în timp foarte scurt să fie aprobată în prima și a doua lectură. Legea prevede în general interzicerea importului și utilizării produselor din azbest, iar cele mai cunoscute în Republica Moldova dintre aceste produse sunt foile de ardezie, anterior foarte răspândite și utilizate în perioada sovietică, dar și în perioada care a urmat. Pentru a anticipa câteva întrebări care au fost formulate în comisiile parlamentare, vreau să fac câteva precizări de
foarte punctuale. 1. Produsele de construcții și alte articole cu conținut de azbest, care au fost deja instalate, indiferent de când au fost instalate, fie că sunt în industrie sau în gospodăriile casnice, acestea vor putea să fie utilizate până la eliminarea lor sau la încheierea ciclului de viață. Vreau să anticipez anumite critici în acest sens. Nimeni nu va merge și nu va scoate de la Moș Ion foile de azbest de pe casă. Să fie clar acest lucru. Până când își va încheia ciclul de viață, acestea vor putea să fie folosite. 2. Legea nu intră în vigoare în momentul adoptării, ci în propunerea noastră este, să vedem ce decizie va lua Parlamentul, dar este solicitarea noastră, ca legea să intre în vigoare la 6 luni de la data adoptării, respectiv avem o perioadă în care oamenii să-și adapteze conduita la această perioadă. Mai mult decât atât, o altă prevedere la fel de permisivă este după intrarea în vigoare a legii, adică 6 luni de la intrarea în vigoare, toate stocurile care există de foi de ardezi și alte produse cu conținut de azbest, timp de 12 luni vor putea să fie comercializate în limita stocurilor care s-au format. Atât am avut să vă spun. Pentru întrebări și precizări sunt gata, sunt în fața dumneavoastră. Vă mulțumim mult, domnul ministru, și în continuare, dacă sunt întrebări în adresa dumnealui, domnul Kobzac, vă rog frumos, poftiți. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Grigore Kobzac, fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Domnule ministru, iată, este în lista produselor de construcție și produselor chimice interzise, conform articolul 20 al alineatul 3, se interzic până la eliminarea lor sau încheierea ciclurilor de viață. Asta ar fi prima parte a primei întrebări. Nu ați considerat dumneavoastră că ar fi util în această lege să prevedem și utilizarea acestor materiale, pentru că încheierea ciclurilor de viață nu presupune că ele se dezintegrează și dispar într-o gaură neagră undeva. Și a doua parte a primei întrebări, articolul 2, aceleși liste, cimentul și amestecurile care conțin ciment și așa mai departe, până la 2 milionimi din crom hexavalent solubil, din totalul greutății de ciment, se interzic. Spuneți-ne, vă rog, la farjul din rezina corespunde acestor prevederi din lege? Sau noi ne vom trezi după adoptarea legii că cimentul de la rezina nu este legal? Prima întrebare asta. Mulțumesc foarte mult. Sunt o întrebare, mulțumesc foarte mult, domnul deputat, sunt două întrebări, haideți să încerc să răspund la ele. Reglementarea utilizării sau reglementării deșeurilor, care, pentru că în momentul în care acestea vor ajunge la maturitate, aceste produse, vorbim strict, haideți să vorbim foarte clar ca să înțeleagă toată lumea, de foile de ardezi, ele vor deveni deșeuri, da? Este o altă lege, legea cu privire la deșeuri, care prevede, este o altă lege care este în Parlament și trebuie împreună să prevedem aceste prevederi, să adoptăm aceste prevederi, care va stabili foarte clar modalitatea cum vom gestiona aceste deșeuri. Metoda este simplă în celelalte țări și cu siguranță vom merge pe aceeași paradigmă. Ele sunt dezafectate, sunt încapsulate, după care fiecare țară, în funcție de posibilitate, găsește modalitate de prelucrare, stocare sau alte modalități care deja sunt foarte clare. Respectiv este obiectul altei legi și nu este prevăzut aici, asta nu înseamnă că nu cade sub obiectul nostru sau sub atenția noastră. Legat de punctul 2, cimentul și amestecurile care conțin ciment. Cu siguranță agentul economic la care v-ați referit dumneavoastră, cel puțin în actualmente corespunde produsele pe care le realizați
datorează rigorilor prezentei legi, legii în vigoare, dar și prevederilor care vor fi adoptate. Nu putem să știm în același timp care este calitatea cimentului produs la uzina care este la câteva sute de metri de fabrica de la Rezina, vorbesc de fabrica de la Râbnița, pe care noi nu o controlăm. De fiecare dată și avem această antagonie, pentru că am inclusiv de la unii deputați în Parlament anumite solicitări să verificăm care este gradul de poluare în această zonă. Vreau să vă zic că cel puțin toate controlele care s-au făcut până la această etapă demonstrează că cei de la Rezina, haideți să spunem cei de la Rezina și cei de la Râbnița, cei de la Rezina respectă toate prevederile actuale ale legii și au sisteme de filtrare performante și foarte costisitoare. În același timp avem certitudine din informații operative, pentru că nu avem acces pe teritoriul celor de la Râbnița, că acolo este o situație foarte complicată, este un sovietism foarte pronunțat, nu există control și noi nu putem să știm foarte exact ce se întâmplă, dar vizibil și cei de la Hidrometeo și cei de la Inspectoratul Ecologic ne sesizează o anumită problemă. Respectiv, va trebui să găsim instrumente interne pentru ca să reglementăm această problemă. Instrumentul nostru pe care îl avem noi în raport cu cei din partea necontrolată a teritoriului Republicii Moldova este autorizarea unor importuri și exporturi pe care le fac. Ei nu interacționează cu Ministerul Mediului, de ce în momentul în care nu interacționează și nu solicită de la noi niciun document, nici noi nu putem să pătrundem sau să avem acces pe teritoriul lor ca să vedem care este situația. Scuzați-mi că a fost un răspuns mai lung, dar am încercat să fac și niște clarificări pentru că au fost mai mulți deputați care au sesizat această problemă. Vă mulțumim frumos și în continuare să vă rugăm mai succint. Sunt 3 minute regulamentare pentru răspuns. Vă mulțumim frumos. Domnul Cobzac, poftiți. Da, vă mulțumesc. Eu chiar nu am înțeles dacă astăzi, adoptând această lege, mâine cimentul de la Rezina va fi legal sau nu va fi legal. Eu v-am întrebat concret despre cromul hexavalent și despre prezența lui în cimentul de la Rezina. Bine, eu cred că chiar dacă nu aveți ține de, eu cred că de informații mai precise, vă pregătiți, vă rog, și mi dați în scris. Și cea de două întrebare. La 12 decembrie 2015, în cadrul summitului de la Paris, 195 de țări au adoptat acordul cu privire la schimbările climatice pe termen lung, ce ține de poluarea atmosferii în primul rând. Acordul stabilește limite pentru încălzirea globală de 2% până în anul 2100, dacă nu mă greșesc. A semnat și Republica Moldova. Spuneți-ne, nu credeți că poate legea care noi astăzi o examinăm ar trebui să fie una complexă care să includă și angajamentele noastre ce ține de acordul de la Paris semnat, ca să nu avem o mulțime de acte legislative practic pe aceeași temă. Și legea de astăzi, în primul rând, ține de poluarea atmosferii și angajamentele noastre de la Paris, care încă nu sunt publicate, nu le știm, dar cu siguranță că ele sunt. Mulțumesc foarte mult. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca în Parlamentul Republicii Moldova să existe audieri sau un alt gen de activitate parlamentare în care să explicăm cetățenilor Republicii Moldova imperativele încălzirii globale, efectele pe care le are inclusiv asupra Republicii Moldova și conștientizarea pe care trebuie să o realizeze fiecare cetățean al Republicii Moldova. Cu adevărat, statul Republica Moldova, alături de alte 195 de state, și-a asumat niște angajamente destul de îndrăzneți istorice pentru a preveni încălzirea globală până în 2100. Vreau să vă spun că acest proiect de lege cadrează perfect cu imperativele acestui acord de la Paris și ajută ca Republica Moldova să realizeze acele angajamente pe care le-a luat privind reducerea degajării gazelor cu efect de seră care realizează încălzirea globală. Mulțumim, domnul Cobzac. Dacă mai aveți precizări, vă mulțumim foarte mult. În continuare, domnul Bolea, poftiți. Da, domnule ministru, vă mulțumim.
O întrebare referitor la interzicerea folosirii foilor de ardezi. După cât cunoaștem, rezervele de stat, în rezervele de stat sunt stocuri importante de, inclusiv de foi de ardezi. Și statul le folosește aceste foi de ardezi din rezerva sa atunci când sunt, eu știu, distrugeri, urma unor calamități naturale și mai departe. Ce vom face cu aceste stocuri, cu aceste rezerve? Vă mulțumesc foarte mult, domnul deputat. Vreau să vă zic că această chestiune a fost abordată în cadrul ședinței de guvern. În momentul în care a fost aprobată legea la guvern, iar angajamentul statului este ca să suplinească sau respectiv să schimbe stocurile de astfel de produse la rezervele materiale la această agenție, astfel încât în prevederile legii, pentru că avem 6 luni de intrare în vigoare, după care 1 an pentru ca să epuizeze toate stocurile și atât în această perioadă, cu efortul comunei trebuie să găsim soluții, inclusiv financiare, pentru ca să schimbăm aceste produse. Din informațiile pe care le avem, nu o să fie un efort foarte mare, pentru că nu se păstrează cantități atât de mari, iar cei de la rezerve materiale, înțelegând imperativul modificării legii, au început să modifice aceste stocuri în sensul excluderii produselor cu conținut de azbest. Mulțumim, domnule Bolea, dacă aveți vreo precizare la prima întrebare sau a doua? A doua întrebare. Spuneți, vă rog, cu ce agenția asta de rezerve materiale, cu ce va substitui foile de ardezi și cât asta va costa și dacă guvernul are destule resurse financiare pentru a substitui foile de ardezi? Da, mulțumesc foarte mult, domnul deputat. Anterior, sau una dintre cele mai mari speculații la tema acestui proiect de lege era discrepanțele mari sau costurile diferite dintre foile de ardezi și cea mai proximă materie sau material care ar fi comparabil ca și preț cu foile de ardezi. Vreau să vă zic că aceste speculații pot fi atenuate sau nu sunt nefondate, pentru că în 2015 există deja produse precum ar fi țigla metalică, care este egală ca preț sau chiar mai mică ca preț decât foile de ardezi și dumneavoastră cu siguranță cunoașteți acest lucru. 5-10 ani în urmă, cu siguranță discrepanțele erau mari pe piață, existau mai puțin țigla metalică sau alte produse. Acum această problemă nu mai există. Domnul Bălea, poftiți dacă mai aveți precizări. Vă mulțumim. Doamna Buliga, vă rog frumos, poftiți. Da, mulțumesc mult, Valentina Buliga, Partidul Democrat. Domnule ministru, în procesul dezbaterii și discuției acestui proiect de lege în guvern, se discuta, și nu știu dacă cunoașteți la această etapă cifra, să-mi o confirmați dumneavoastră, că circa 70% din casele, locuințele cetățenilor Republicii Moldova sunt acoperite cu foi de ardezie. Și inclusiv ceea ce au apărut întrebări de la colegi, ce se va întâmpla în caz că, dacă în viziunea dumneavoastră ar fi relevant un program de stat pentru o posibilă schimbare în ani a acoperișului cetățenilor țării, pentru că ne dăm bine seama că nu avem altă bogăție mai mare decât sănătatea și odată ce ei trăiesc ani la rând în aceste case acoperite și au influență într-un fel. Dacă ați examinat posibilitatea unui program de stat, cât ar fi numărul de locuințe care sunt la această etapă acoperite și cine ne-ar putea fi partenerii Republicii Moldova în excluderea din circuit și din folosință a acestor foi de ardeze pentru viitor? Haideți să încercăm să stabilim cât de periculos totuși sunt aceste produse și în care formă și la ce etapă ele produc efectele cele mai negative. În momentul în care ele se află pe casele oamenilor, iar contactul nu este direct cu aceste produse, specialiștii spun că nu sunt atât de periculoase.
pericolul apare în momentul în care aceste foi de ardezii sunt fracționate, sunt pulverizate sau mai popular în Republica Moldova, știm că oamenii îl dau jos de pe casă, îl fărâmă foarte mărunt și îl pune neapărat pe drum ca să stupi o gaură în drum. După care acolo curge apă, ele ajung în apele subterane și acolo apare problema cea mai mare. Datele pe care le-a spus dumneavoastră, 70-80% din toate casele din Republica Moldova corespunde realității triste, iar evaluarea costurilor pentru schimbarea eșalonată, treptată în ani nu s-a realizat. Evident că există această necesitate și statul trebuie să-și asume angajamentul ca într-o formă sau alta în timp să realizeze acest lucru. Noi ne asumăm responsabilitatea împreună cu alt ministere de ramură, cu Ministerul Construcțiilor, să realizăm acest lucru și să venim în fața Parlamentului cu informații, după care deciziile oricum aparțin Parlamentului pentru a realiza acest program destul de complex și se vede de departe că este destul de costisitor. Țin, doamna Buliga, mai aveți alte precizări? Vreau să mulțumesc domnul ministru și să îndemn întreaga echipă pe care are onoarea să o conduce, să o conduceți, să urgentați acest proces, pentru că vă asigur că vom găsi și parteneri care doresc ca Moldova să arate altfel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. În continuare, domnul Ghileschi, poftiți. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumate, coleg. Vă spun un bun venit la tribuna Parlamentului și, dacă nu greșesc, v-ați sărbătorit recent ziua de naștere, așa că vă urăm și la mulți ani și multă sănătate. Aș fi vrut doar să subscriu la ceea ce a menționat și doamna Buliga. Chiar dacă țigla metalică astăzi este de la un preț comparabil cu aceste foi de azbest, înțelegem că pentru schimbarea acoperișului nu e cheltuială doar în materiale, adică e și muncă, sunt mai multe cheltuieli. De aceea e într-adevăr mai mult poate o încurajare decât o întrebare să inițiați un program prin care am putea găsi parteneri, donatori. Ar fi un program care ar fi apreciat în al de populație Republicii Moldova, dacă noi, într-un termen relativ, eu știu, restrâns așa, în câțiva ani de zile, am putea lansa schimbarea foilor de ardezii cu țigle metalică sau cu materiale care nu sunt nocive pentru sănătatea populației. Tot ceea ce va fi îndreptat spre asigurarea sănătății populației, sunt sigur că va fi susținut atât de populație, dar și de partenerii noștri de dezvoltare. De aceea, încă o dată, urându-vă la mulți ani, aș vrea să vă urez succes și în această misiune pe care ați inițiat-o, pentru că cele, fie și 18 luni la care v-ați referit, ele nu vor fi suficiente pentru a putea soluționa problema gravă pe care ați menționat-o. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ghileschi. Vreau doar să vă spun că în Republica Moldova, știind preocupările dumneavoastră pentru spiritualitate, că biserici acoperite cu azbest sunt mai puține decât case particulare. Da, vă mulțumim frumos pentru precizarea respectivă și, într-adevăr, felicitări primiți din partea plenului Parlamentului cu ziua de naștere care a fost ieri și vă dorim mult sănătate, fericire, numai bucurii și realizări în activitate. Domnul Creangă, vă rugăm, poftiți. Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnule ministru, eu am o întrebare legată de articolul 3, punerea în aplicare. Conform alineatului 2, se prevede o condiționare a termenului de 12 luni pentru a utiliza stocurile existente produse conținut din azbest. Dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, există o hotărâre a Curții Constituționale prin care a fost declarată o normă dintr-o lege care a limitat lichidarea stocurilor sau comercializarea stocurilor. Am putea noi discuta, dezbate pentru lectura a doua problemă respectivă pentru a elimina această barieră ca agenții economici să nu poată să mai importe, dar să poată utiliza dreptul de a comercializa până la finalizarea stocului. Mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult, domnul președinte a Comisiei. Există acest imperativ ca să legea adoptată în lectura a doua să corespundă totalmente rigorilor Constituției, în același timp știind foarte exact caracterul inventiv al moldovenilor, eu am impresia că dacă nu o să limităm cumva, trebuie să scrie foarte clar în lege cât, cum și în ce cantități, pentru că altfel nu o să mai scăpăm pe următorii 20 de ani de aceste stocuri care la un moment dat se vor dovedi a fi inepuizabile. Trebuie să, prin efort comun, să găsim o soluție care să fie și legală, și explicită, și constituțională, dar neapărat trebuie să limităm cumva, pentru că altfel am impresia și sentimentul că nu o să rezolvăm această problemă. Mulțumesc. Se pare că nu mai sunt întrebări din partea plenului în adresa Ministerului și a Ministrului. În special vă mulțumim, domnul Ministru, succes în activitate și o invităm la tribuna principală pe doamna președinte Bodnarenko, a Comisiei, președinte Comisiei Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, să ne prezinte raportul Comisiei la acest proiect de lege. Poftiți! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi! Comisia Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, la ședința sa din 4 noiembrie 2015, a examinat proiectul de lege sus numit, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din Regulamentul Parlamentului. Comisia Permanentă menționează că proiectul de lege, conform notei informative, a fost elaborat în vederea fortificării cadrului legislativ în domeniul mediului în scopul protecției aerului atmosferic împotriva efectelor adverse cauzate de producerea, introducerea de piață și utilizarea în procesele tehnologice a unor substanțe și produse periculoase care provoacă poluarea mediului, generarea emisiilor cu concentrații mari de substanțe poluante în atmosferă și duc la efecte nocive asupra naturii și tuturor organismelor vii. În acest sens, se propune interzicerea fabricării, importului, introducerea pe piața internă, comercializarea, folosirea în procesele tehnologice și la efectuarea lucrărilor de construcție și produselor de construcție și produselor chimice care constau din sau care conțin azbest, ciment și amestecurile care conțin ciment, carbonați de plumb și suflați de plumb, compuși de mercur, de arsen, de cadmiu, etc. La proiectul de lege au parvenit avizele comisiilor permanente, a Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului și a Centrului Național Anticorupție. Majoritatea comisiilor care au avizat acest proiect de lege s-au pronunțat pentru examinarea și adoptarea acestuia de plenul Parlamentului. Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului consideră că proiectul de lege poate fi înaintat spre examinare în ședință plenară a Parlamentului cu respectarea cerințelor reglementare. Propunerile și obiecțiile parvenite din partea comisiilor permanente, precum și cele care vor fi expuse și deja au fost expuse de deputați în amendamente în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, vor fi examinate și raportate în cadrul examinării proiectului de lege în lectura a doua. Drept urmare a celor menționate, Comisia Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, cu votul unanim al membrilor prezenți, a decis să pronunțe plenului Parlamentului spre examinare și aprobare în primă lectură proiectului de lege prenotat. Mulțumim. Vă mulțumim, doamna președinte. Se pare că nu sunt întrebări în adresa Comisiei și în continuare vom procede la procedura de vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative numărul 339 din 28 septembrie 2015? Cine este pentru aprobarea în prima lectură a acestuia? Vreau frumos să vă expuneți prin vot. Majoritatea celor prezenți în sală, proiectul de lege a fost votat în prima lectură. Vă mulțumim! În continuare se propune pentru examinare și dezbatere
În lectura a doua a proiectului de lege privind la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 242 din 5 iunie 2015, îl rugăm pe domnul Untilă, președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Public, să ne prezinte raportul pentru acest proiect de lege pentru lectura a doua. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 344 din 4 iunie 2015 și comunică următoarele. Proiectul de lege nominalizat a fost examinat și aprobat în primă lectură în ședința Parlamentului din 3 decembrie curent. În procesul examinării proiectului au parvenit amendamente și propuneri de modificare care au fost luate în considerație la definitivarea acestuia și care sunt expuse în sinteza amendamentelor, parte componentă a prezentului raport. Reșinind cele expuse, Comisia, cu votul unanim, propune spre examinare și adoptarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în a doua lectură, ca fiind lectură finală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte. Se pare că nu sunt întrebări în adresa comisiei și a dumneavoastră personal. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim succes în activitate. Mulțumesc, domnule președinte. În continuare se supune examinării și dezbaterii proiectul numărul 2 de pe ordine de zi din supliment, proiectul numărul 436 din 3 noiembrie 2015, ce ține de modificarea și completarea unor acte legislative, la fel pentru lectura a doua, prezintă proiectul domnul Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, și anume raportul Comisiei pentru lectura a doua. Stimate domnul președinte, onorat plen, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat în cadrul ședinței din data 23 decembrie, anul curent, proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost examinat în prima lectură în cadrul ședinței plenare din 17 decembrie curent și aduce la cunoștință următoare. Proiectul pentru lectura a doua, Comisia a examinat toate amendamentele și propunerile parvenite de la deputați, comisiile permanente ale Parlamentului și la Direcția Juridică a Secretariatul Parlamentului. Rezultatul examinării, propunerilor și amendamentelor sunt reflectate în sinteză, care este parte componentă a prezentului raport. În contextul amendamentelor și propunerilor acceptate, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune adoptarea proiectului de lege 436 în lectura a doua și în lectură finală. Mulțumesc. Mulțumim, se pare că sunt câteva întrebări în adresa dumneavoastră, domnul președinte Creangă, de aceea, domnul Boțan, poftiți. Boțan Roman, fracțiunea Partidului Liberal, vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea. Am vrut să întreb dacă în cadrul comisiei ați examinat amendamentul pe care am rugat să fie examinat la ședința precedent, ceea ce ține de excluderea punctului 1 din secțiunea 2 roman din anexă. Da, cu siguranță l-am examinat în cadrul ședinței și nu a fost acceptat. Domnul Bozan, continuați precizare, poftiți. Vreau să întreb care sunt argumentele dumneavoastră și de ce n-a fost acceptat, în condiția în care este ilogic să percepem niște taxe pentru niște informații care intră în atribuție a Camerei. Vă mulțumesc. Eu n-aș putea fi de acord cu dumneavoastră. În primul rând, eu aș ruga toți deputații, când au amendamente, să vină la ședință și apere amendamentele în cadrul comisiei. Doi, în cadrul discuțiilor și dezbaterilor nu pot să menționez că este o atribuție de bază din oficiu, ceea ce ați propus dumneavoastră fie exclus. Pentru a efectua consultarea respectivă, este nevoie de resurse umane care sunt implicate în tot procesul respectiv. Domnul Bățan, vă rog frumos, dacă mai aveți o precizare, dar vă atrag atenția că dacă o să insistați, dacă aveți un amendament și insistați, noi îl putem pune, supune votului în plen. Vă rog frumos, este o precizare, domn președinte. Deci, prin urmare, neacceptarea acestui amendament duce la următorul fapt. Presupunem, vine un cetățean la camera înregistrării de stat, se adresează și pentru o îndrumare prealabilă, el va achita o taxă de 193 de lei. Este normal acest lucru? Vă mulțumesc. Numai puțin. Domnul Creangă, aveți ceva de comentat la acest subiect? Nu? Nu, sigur, text. Am domnul comentat. Domnul Gimpu, vă rog frumos, poftiți. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Creangă,
un funcționar de stat sau statul ca tare nu are rolul unui avocat, care trebuie să fie plătit pentru orice informații sau pentru orice text făcut acolo în iat sau două. Așa că propunerea colegului nostru, a domnului Boțan, este una foarte bună. Noi toți trăim din impozitele cetățenilor și ar fi o mare rușine atunci când omul vine la o consultație, câți foi trebuie să depun sau la cine trebuie să merg și să-i spună plătește 200 de lei. Eu vă rog, stimați deputați, să acceptați propunerea amendamentul domnului Boțan, așa încât să nu ne fie rușine pentru să ne întâlnim cu oamenii. Nu căutați să formați, să adunați bani în buget tot pe spatele celor sărace. Eu cred că noi trebuie să dezvoltăm economia, dar nu scătăm să buzărim oamenii, să luăm ultimei bănuți ca comuniștii în 37 în Rusia și la noi în 41, 46 și 49. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc frumos! Domnul Apostol, vă rog frumos, poftiți! Domnule președinte, tot în acest context propun să excludem din proiectul de lege punctul 1, capitolul 2, ce ține taxele pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de către întreprinderi de stat, Camera Înregistrării de Stat, se exclude. Domnul Apostol, eu nu pot să înlocuiesc comisia integrală. Dacă dumneavoastră ați fi avut amendament oficial, se putea de discutat. Domnul Apostol, dumneavoastră ați făcut amendamente în comisie, în mod regulamentar? Comisia poate să întrunească în pauză. Cu siguranță poate să întrunească, dar dacă dumneavoastră faceți amendament din timp, nu era necesar să întrunească comisia. Mulțumesc. Dragi colegi, vă atrag atenție, suntem în examinarea proiectului în lectura a doua. Se discută doar amendamentele care au fost făcute în mod regulamentar și înscris, examinate în comisie. Dacă neacceptate de comisie și autorul insistă, se pune la vot. E regulamentul Parlamentului și nimic nou. În continuare, dați-mi voie să dau cuvântul și domnului Ieșanu din partea Guvernului. Dumnealui mai are o precizare cu referire la respectivul proiect de lege. Vă rog frumos, poftiți. Mulțumim, stimate domnule președinte, stimați deputați. Intervenția mea vine în legătură cu un amendament care a fost propus în cadrul comisiei și acceptat de comisie, și anume obligarea tuturor persoanelor care solicită înregistrare de stat să meargă pe așa numită procedura ghișeului unic, ceea ce înseamnă că în Parlament s-a propus și de către comisie s-a acceptat că noi să obligăm agenții economici să beneficieze de servicii de care ei în principiu nu ar avea nevoie. Și pare paradoxal, dar intervenția mea vine să diminueze încasările pe care noi am putea să le încasăm în procesul de înregistrare. Noi propunem să se revină la conceptul inițial al textului de lege, care pornea de la acordarea dreptului persoanelor de a beneficia de serviciile ghișeului unic și nu de a-i obliga. În cazul în care persoana decide să beneficieze de serviciile ghișeului unic, atunci toate activitățile necesare pentru înregistrare sunt îndeplinite de către angajații Camerei Înregistrării de Stat și, respectiv, se încasează o plată mai mare. Dacă cetățeanul are cetățeanul sau persoana juridică are capacitatea de a desfășura singur anumite activități, trebuie să-i acordăm opțiunea ca el să facă acest lucru și să nu fie obligat să plătească Camerei de Stat pentru servicii de care el, în principiu, nu are nevoie. Din punct de vedere procesual, problema poate fi soluționată prin propunerea la vot a respingerii amendamentului care deja a fost acceptat de comisie. Asta este unica soluție. Noi rugăm, în calitate de auzitor, sigur că este voința supremă a legiuitorului și poate fi acceptat astfel, dar noi considerăm că nu este corect să impunem agenții economici să plătească sume atunci când ei nu au necesitatea unui serviciu. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Domnul Crangă, mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte Crangă, numai puțin, am o întrebare.
Nu credeți oare că ar fi poate mai bine să-l retragem astăzi de pe ordinea de zi? Nu? Vă rog frumos, domnul Grean, poftiți. Sigur s-a discutat subiectul în cadrul ședinței comisiei. Argumentul comisiei a fost unul foarte clar în parte ce ține de a nu duce în eroare agenții economici, în parte ce ține de serviciile prestate. Asta a fost unu. Și doi, a nu admite așa portițe de coruptibilitate în privința acestui segment cu ghișeu unic și existența acestui ghișeu unic. Eu aici aș ruga și autorul amendamentului ca să se expună. Mulțumesc. Autorul amendamentului, doamna Greceanu, vă rog frumos, poftiți. Mulțumesc, domnul președinte. Eu îl înțeleg ce aici spune și domnul Ieșanu, dar argumentul și comisiei și al meu propriu a fost acela că noi nu trebuie să-i ducem pe agenții economice în eroare și să-i trimitem pe la diferite instituții. Trebuie să lucrăm doar în cadrul ghișeului unic. Ieșirea din situație cu aceste taxe ar fi una foarte simplă. În anexă unde sunt taxele, haideți să excludem taxa cea mai majoră de 1.149 în cadrul ghișeului unic și să lăsăm în cadrul ghișeului unic taxa 796, iar pentru urgență conform legii. Și atunci nu încălcăm niciun drept. Domnul Creangă, poftiți. Bine, stimați colegi, stimate doamne deputat, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că sinecostul acestor servicii este de 1000 de lei. Noi am discutat în cadrul comisiei și nu poate fi diminuat la 794 sau cât ați spus. Mulțumesc. Domnul Mocanu, vă rog frumos, poftiți. Domnule președinte, noi am avut discuții și a comisiei și a parlamentului. Am avut discuții și colegii. Acum nu vrem să forțăm votarea acestui proiect sau nevotarea, pentru că sunt și părți pozitive și care trebuie votate. De asta propunem să fie retras tot și în comisie și să revenim ulterior. De numele fracțiunii. Domnul președinte a comisiei, vă rog frumos. Dacă o fracțiune solicită să fie retras, atunci eu nu pot spune nimic. Oricum, plenul Parlamentului va decide retragerea. Vreau să mă adresez celorlalte fracțiuni dacă există o opinie unitară de a retrage de pe ordinea de zi pentru discuții suplimentare în comisie acest subiect. Vă rog frumos, domnul Ghimpu. Da, domnul Ghimpu se consultă cu fracțiunea. Fracțiunea Partidului Socialiștilor, vă rog frumos, doamna Greceanu, poftiți. Domnul președinte, noi de asemenea ne-am consultat cu colegii și am zis că mai bine să nu-l grăbim. În grabă să-l punem la vot că... Mulțumesc. Doamna Șupac? Da, noi pentru retragerea în comisie. Pentru în comisie. Și domnul Ghimpu? Retragerea. Atunci dacă... Cu condiția că îl votăm data viitoare când este pregătit. Vă mulțumim frumos, domnul Creangă, și cerem scuze pentru... dezbateri, dar urmează într-adevăr poate să se mai lucreze în comisie. Rog votul plenului pentru retragerea proiectului de pe ordine de zi. Mă refer la proiectul 436 din 3 noiembrie 2015 și rugămintea și reprezentanții guvernului, autorii, la fel să se implice atunci în activitatea comisiei pentru a duce la bun sfârșit acest subiect. Cine este pentru retragerea acestuia de pe ordine de zi, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc foarte mult, majoritatea celor prezenți în sală. S-a decis, plenul a decis să fie retras proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 436 din 3 noiembrie 2015, numărul 2 de pe supliment la ordine de zi. Vă mulțumesc. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul de lege pentru implementarea prevederilor actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine și modificarea și completarea unor acte legislative numărul 420 din 30 octombrie 2015, numărul 3 de pe ordine de zi. Îl rugăm foarte mult pe președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, domnul Creangă, să ne prezinte raportul comisiei. Stimate domnule președinte, onorat plen, Comisia Economiei, Buget și Finanță, în contextul avizurilor prezentate de comisiile parlamentare, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului și amendamentele deputaților, a examinat proiectul de lege pentru implementarea prevederilor actului privind
îndeplinirea obligațiunilor fiscale cu privire la conturile străine, FATCA, pentru lectura a doua. În contextul avizului Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, în textul articolului 2, în proiectul, cuvântul cuantumului urmează a fi substituit cuvântul impozitului, după cum este prevăzut în textul acordului. La articolul 3, din proiect, se propune ca sintagma nu stabilesc relații de afaceri, precum și nu pot efectua tranzacții, operațiuni și respectiv încetează relații de afaceri să fie substituite cu sintagma și respectiv închid conturile deschise, iar cuvintele încetare relații de afaceri să fie substituite cuvintele închiderea conturilor. În sensul articolului 3 din legea 133/08/07/2011, noțiunea de prelucrare a datelor caracter personal încorporează o serie mai largă de operațiuni, inclusiv cele de colectare, stocare și utilizare a datelor caracter personal, din care, considerent la articolul 7 din proiect, se propune expunerea literei L în următoarea redacție: să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal. Concomitent, la articolul 8 din proiect, cuvintele de colectare, stocare, prelucrare, utilizare se propune de substituit cu cuvintele ce ține de prelucrarea. Totodată urmează a se stabili norme ce țin de data intrării și punere în aplicare a legii, în special ce țin de normele de modificare și completare a codului fiscal. Deoarece, potrivit articolul 7, aliatul 1 prim al codului fiscal, modificările și sau completările prezentului cod și ale legilor de punere în aplicare a titlului codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare sau completare după publicarea monitorului oficial. Astfel, se propune ca proiectul de lege să fie pus în aplicare la data publicării în monitorul oficial, din care considerentii se propune de completat proiectul de lege cu următorul text. Articolul 9. Prin derogare de la articolul 7, alineatul 1, prim, al codului fiscal numărul 1163 din 24.04.97, prezenta lege se pune în aplicare la data publicării. Pornind de la cele expuse, Comisia, cu 5 voturi pentru și 4 abțineri, nu a luat nicio decizie și propune spre examinare la latitudinea Parlamentului proiect de lege pentru lectura a doua ca lectură finală. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, domnule președinte. Se pare că nu sunt întrebări în adresa Comisiei. Vom reveni la procedura de vot. În continuare se propune pentru examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 4 de pe ordine de zi, la fel pentru lectura a doua, numărul proiectului 323 din 15 septembrie 2015. Și vă rugăm, domnul președinte a Comisiei Economie, Buget și Finanțe, să ne prezentați și raportul la acest proiect. Mulțumesc, domnul președinte, onorat plen. Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificare și completarea unor acte legislative, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova, și raportează următoarele. Propunerile și obiecțiile parvenite au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor și în proiectul de lege redactat, care sunt părți integrante ale raportul Comisiei. Luând în considerare cele expuse, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege redactat în a doua lectură și în lectură finală în fața plenului. Mulțumesc! Mulțumim, se pare că nu sunt întrebări și la acest proiect de lege pentru lectura a doua. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere în plen proiectul de lege privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi, numărul 373 din 9 octombrie 2015, prezintă proiectul domnul Parfentiev, viceministru Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Poftiți! Stimați președinte, stimați deputați, vă prezint proiectul de lege privind acces pe proprietăți. Acest proiect de lege simplifică și clarifică procedurile de obținere și exercitare a dreptului de acces pe proprietățile publice și private. Se stabilesc principii clare de determinare a tarifelor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăți și sunt prevăzute expres acele cazuri când pot fi refuzat accesul. De asemenea, se introduce modalitatea de utilizare a canalizării subterane. Este vorba de plasarea rețelelor de comunicații electronice, în special prin metoda cablării subterane.
Toate casele noi construite după intrarea legii în vigoare vor fi dotate cu trasee sistematizate privind pozarea cablurilor și se vor fi elaborate normele tehnice specifice pentru această pozare. De asemenea, legea presupune construirea altor turnuri pentru stațiile de bază în preajma celor existente, doar în cazul când acelea existente nu pot fi utilizate partajat sau nu este fezabilă aceasta din punct de vedere economic. Rugăm susținerea acestui proiect de lege. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dacă sunt întrebări în adresa autorilor, vă rog frumos, domnul Sorocean, poftiți! Vă mulțumesc, domnul președinte, Sorocean, Fracțiunea Socialiștilor. Spuneți-mi, vă rog, dar ce, cum va fi cu blocurile care există? Acest proiect este vorba despre blocurile care va fi construit. Nu. Dar ce va fi cu acele care este construit? Mulțumesc pentru întrebare. Doar blocurile noi construite și cele existente, în cazul reparațiilor capitale, vor fi înzestrate cu traseele sistematizate. Celelalte blocuri o să fie continuate, exploatate prin metode existente. Mulțumim, doamnă Sorocean, dacă aveți... Încă o propunere este la acest subiect. Eu propun totuși, dumneavoastră aici, propuneți că va fi asigurat acces pe proprietate publică sau privată în vederea construcției. Dar nu este logic să fie asta introdus la stadiul de proiect. Mulțumesc, aveți perfectă dreptate. Guvernul, timp de 6 luni după intrarea legii în vigoare, va elabora normele tehnice specifice, inclusiv prin preluarea celor mai bune practici a Uniunii Europene. Deja am inițiat procedurile de coordonare cu anumite țări, privind preluarea proiectelor tip de cablare edificiilor prin trasee sistematizate. Mulțumesc, domnul Sorocean, vă rog frumos ultima precizare. Da, eu cred că va fi normal dacă va fi introdus norma obligațiunii de a coordona proiectele cu dumneavoastră, că va fi proiectat la începutul pregătirii documentației. Exact. În cadrul acestor norme, când aceste norme o să fie actualizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ele devin obligatorii. Dar dacă este necesar, putem în cadrul lecturii a doua să revedem toate normele acestea ca să le facem obligatorii în cadrul legii acestea. Da, vă mulțumim, se pare că nu mai sunt întrebări. Vă mulțumim foarte mult, domn viceministru, succesiem. În continuare, le invităm la tribuna principală pe domnul Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, să ne prezinte raportul Comisiei pentru proiectul 373. Stimate domnule președinte, onorat plen. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, aprobat prin hotărârea Guvernului 692 din 8 octombrie 2015 și comunică următoarele. Proiectul de lege propus prin adoptare transpune parțial directivele Uniunii Europene în domeniu, stabilind reguli și condiții clare de reglementare ce țin de accesul pe proprietatea publică sau privată în scopul construirii, întreținerii, demontării, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesară susținerii acestora. Utilizarea partajată a elementelor de infrastructură fizică. Autorizarea construirii, demontării, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele. De asemenea, conform note informative la proiectul de lege, beneficiile adoptării acestuia se vor materializa în asigurarea unor proceduri simplificate, transparente și nediscriminatorii de obținere și exercitare a dreptului de acces pe proprietățile publice sau private, precum și de utilizarea partajată a elementelor de infrastructură fizică, încurajându-se în acest sens dezvoltarea rețelelor publice de comunicații electronice la nivel național
și concurența între furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice. Totodată, proiectul de lege stabilește principii clare de determinare a tarifelor maxime de exercitare a dreptului de acces proprietățile publice și utilizarea partajată a infrastructurii fizice. De menționat că toate comisiile permanente s-au expus pentru examinare și adoptarea proiectului de lege în ședința plenară a Parlamentului. Ținând cont de cele menționate, Comisia Economiei, Buget și Finanță, cu votul majorității membrilor săi, propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de lege nominalizat în prima lectură. Vă mulțumim, se pare că nu mai sunt întrebări nici în adresa Comisiei. Iată de ce voi propune plenului aprobarea în prima lectură a proiectului de lege cu privire la accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, numărul 373 din 9 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură? Vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Vă mulțumesc foarte mult, majoritatea celor prezenți în sală. Proiectul numărul 373 din 9 octombrie 2015 a fost votat în prima lectură. În continuare se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 9 de pe ordine de zi, proiect de lege pentru modificarea legii 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, numărul 439 din 4 noiembrie 2015. Și invităm la tribuna principală pe domnul Crăciuneac, viceministru Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Între timp, vă rog frumos, domnul Novac, dacă aveți ceva de procedură. Domnul Novac, poftiți. Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu am vrut să faceți o leacă de claritate. Noi tot examinăm, dar la procedura de vot când se ajunge, noi ceva trecem, scăpăm cu vederea sau ce facem noi. Că deja am examinat câte proiecte și... Proiectele, proiectele care sunt în prima lectură sunt votate, după cum vedeți. Proiectele în a doua lectură, după mobilizarea unor fracțiuni parlamentare, păi, neapărat o să la vot. Eu cred că deputații sunt în sală, dar noi ce facem? Vă mulțumesc frumos, domnul Novac. Președintele ședinței decide când pune la vot. Vă mulțumesc foarte mult. Poftiți, domnul Crăciuneac. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, se propune atenție dumneavoastră proiectul de lege privind modificarea legii numărul 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Proiectul respectiv prevede comasarea compensației pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban și interurban, cu excepția taximetrelor și compensația anuală pentru cheltuieli de servire cu transportul într-o singură prestație, numită compensația pentru serviciile de transport. A doua modificare ține de ajustarea legii menționate la prevederile codului VAMAL, codului fiscal și la legea cu privire la tariful VAMAL, care au intrat în vigoare la 1.05.2015, odată cu aprobarea legii numărul 71 din 14.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul respectiv prevede securitatea, scutirea de taxe vamale și accizia mijloacelor de transport importate cu titlu gratuit donație, indiferent de termen de exploatare, destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, reutilate în modul corespunzător și clasificarea la poziția tarifară 8703. Prima modificare ce ține de compensarea a două prestații se încadrează în eforturile Ministerului de Consolidare a Prestațiilor Sociale și de reducere a fragmentării în scopul asigurării durabilității sistemului de asigurări de asistență socială. Prin modificarea legii la capitolul respectiv nu se vor diminua drepturile persoanelor sau micșora suma acordată, însă se va stabili o singură prestație pentru a reduce fragmentarea și numărul prestațiilor, se va simplifica procedura de stabilire și plată și se vor diminua cheltuielile administrative, se va unifica periodicitatea achitării compensației respective. De asemenea, menționăm că aceste acțiuni se încadrează în prevederile acordului de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare, credit 5001MD și finanțat prin intermediul Băncii Mondiale, aprobat prin legea 174 din 28.07.2011. Consolidarea prestațiilor pentru persoanele cu dizabilități pentru a reduce fragmentarea acestora este un indicator legal de debursare a bugetului de stat cu valoare de $1 million SUA. Acest indicator
va fi considerat de Banca Mondială, realizat după aprobarea acestui proiect de lege și confirmarea alocațiilor bugetare privind consolidarea celor două prestații menționate în una singură în legea bugetului de stat pentru anul 2016. Cea de-a doua modificare ce ține de ajustare ține de faptul că prin legea numărul 71 din 14.04.2015, prin modificarea și completarea unor acte legislative, au fost operate unele modificări și completări la codul VAMAL, codul fiscal și la legea cu privire la tariful VAMAL. Respectiv, legea 60 se ajustează prin includerea unor prevederi din aceste legi în legea 60. Este vorba despre poziția tarifară, este vorba despre aspectul gratuit donație și este vorba despre scutirea de taxe vamale la importul unor vehicule special amenajate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități. Reșind din cele menționate, mai sus rog susținerea proiectului menționat. Mulțumim, domnul Sorocean, poftiți. Vă mulțumesc mult, Sorocean, fracțiunea socialiștilor. Spuneți-mi, rog, domnul viceministru, tarifele la transport în municipiul Bălți și Chișinău cam sunt egale. În proiect de lege se propune compensațiile pentru Chișinău 720 de lei, Bălți 540 de lei. Din care considerente? Ce a fost pus la bază? Compensația pentru călătorie în transport în comun urban, suburban și interurban se achită lunar, deci ar trebui să se achite lunar, iar cea anuală se achită anual. Respectiv, ținând cont de faptul că cheltuielile administrative sunt mai mari, majoritatea raioanelor au trecut la achitarea cumva mai sistemic. O parte le achită trimestrial, iar altă parte le achită semestrial. După votarea modificărilor respective, urmează ca Guvernul să aprobe un regulament prin care să specifice modul de calculare și de achitare sistemică, periodică a compensațiilor respective. Guvernul propunea semestrial, deci datele pe care le-ați menționat sunt semestriale pentru calculul semestrial. Dacă vom decide să mergem trimestrial, atunci respectiv se vor înjumătăți, se va achita trimestrial. Dați-mi o întrebare, mă scuzați. Eu întreb de ce este diferența între suma compensației pentru chișinăvieni și locuitorul municipiului Bălți? Pentru că însăși compensarea diferă cea din raioane față de cea din Chișinău și Bălți. Pentru raioane avem 23 de lei compensația pentru transportul în comun urban, suburban și interurban, iar pentru Chișinău avem 64 de lei. Respectiv și pentru municipiul Bălți, ea este puțin mai mare. Pentru că bugetele autorităților publice locale din municipiul Bălți și municipiul Chișinău își permit să acorde suplimentar la compensația respectivă finanță. Mulțumim, domnul Sorocean, vă rog frumos ultimele precizări, dacă mai aveți. Și precizare și eu n-am răspuns, n-am primit. Eu întreb foarte clar, nu trebuie de explicat cum e situația în raioane. Eu întreb încă o dată, de ce este diferența între compensație în municipiul Chișinău și municipiul Bălți? În 720 și 540. Care este pus la bază? De ce s-a făcut așa? Vă spun că tarifele cam la transport este egale și în Chișinău și în Bălți. Compensațiile diferite. Nu depinde de bugetul municipiului. Domnul deputat, compensația este unică pe teritoriul întregii țări, iar municipiul Bălți și municipiul Chișinău, din bugetul autorității publice locale, achită diferența aceasta la ei. Și ea diferă. Municipiul Chișinău are o parte mai mare la compensația stabilită de bugetul de stat, iar municipiul Bălți una mai mică. De ce și este diferența aceasta între cele două municipii? Vă mulțumesc. Ultima precizare, vă rog frumos. Atunci lăsați la discreție autorități publice locale. Lasă ei decide care va fi compensare. Ia, în prezent, compensația respectivă se stabilește pe regulamentul autorităților publice locale de nivelul 2, dar se reiese din indicatorul stabilit de bugetul de stat, Ministerul Finanțelor. Mulțumesc foarte mult. În continuare, întrebări din partea domnului Casian, poftiți.
Da, mulțumesc, domnul președinte. Ion Casian, fracțiunea Partidului Liberal. Domnul viceministru, potrivit proiectului care se discută astăzi, deci se prevede compensație pentru servicii de transport în privința a două categorii de persoane cu dizabilități, locomotorii. Deci pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuată. La prevăzut de aliniatul 2. La aliniatul 3 se prevede deci schimbul compensației prin dreptul de a importa o dată la 7 ani cu scutirea dreptului de import un mijloc de transport acordat cu titlu gratuit, deci dar numai în privința unei singure categorii. Noi am discutat întrebarea aceasta cu dumneavoastră și la Comisia Drepturilor Omului și parcă ați căzut de acord că ar fi cazul ca să nu-i discriminăm pe aceste două categorii și așa sărmanii, cum spune, suferă. Poate ar fi cazul ca să fie acordat acest drept de import a unui mijloc de transport și persoanelor cu dizabilități deci severe și accentuate, și la a doua categorie. Cum priviți la acest lucru? Noi susținem propunerea respectivă, am discutat și în comisii, însă în prezent conținutul articolului respectiv prevede că anume doar persoanelor cu dizabilități severe li se oferă această posibilitate, iar pentru a modifica articolul respectiv se necesită o inițiativă legislativă separată. Deci eu proiectul hotărârii de guvern care a fost aprobat în ședința de guvern nu prevede acordarea acestor drept sau tuturor persoanelor cu dizabilități locomotorii, doar celor severe. Nu, Casian, vă rog frumos, a doua întrebare sau precizare. Da, mulțumesc. Deci am înțeles, am făcut deja o astfel de inițiativă, un astfel de amendament la comisia care a fost sesizată în fond. Și am a doua întrebare. Deci se prevede dreptul de a importa un mijloc de transport, dar fără capacitatea cilindrică a motorului. Poate fi și de 6.000 cm cu fapt, poate fi de 1.600. Nu este aici cazul ca să fie deci prevăzut o anumită limită a capacității motorului. Poate și este cazul să se intervină la limitarea capacității cilindrice a motorului, însă aspectul respectiv nu ține de legea 60. În regulamentul de implementare a modificărilor deja la codul fiscal, codul vamal și legea privind taxele vamale, în regulamentul de aplicare care se va aproba prin hotărâre de guvern, este prevăzut mecanismul și iată acolo poate de văzut limitarea capacității cilindrice. În legea 60 noi doar includem cele specificate deja, pentru că dacă vom include în legea 60 rezultă că contravine deja legea în vigoare și o să trebuiască de schimbat. Mulțumesc foarte mult! Domnul Căsea, mai aveți o ultimă precizare, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul viceministru, mulțumesc de că susțineți amendamentul pe care l-am făcut. Cred că asta va fi în favoarea persoanelor care suferă de astfel de dizabilități. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim frumos, domnul viceministru. Nu mai sunt întrebări în adresa dumneavoastră. În continuare, o rugăm pe doamna Dominte, președinta Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, să ne prezinte raportul Comisiei la acest subiect. Proiectul 439 din 4 noiembrie 2015. Stimați colegi, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 788 din 28 octombrie 2015 și comunică următoarele. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 49 și articolului 60 din legea numărul 60 din 30 martie 2012. Se referă la compensațiile pentru călătorii în transport și pentru serviciile de transport destinate persoanelor cu dizabilitate severă și accentuată, copiilor cu dizabilități, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilități. Legea prevede stabilirea unei prestații unice pentru serviciile de transport,
dar și opțiunea de a alege la cerere dreptul de a importa un mijloc de transport acordat cu titlu gratuit, adică cu scutirea drepturilor de import, conform prevederilor codului VAMAL, codului fiscal și a legii cu privire la tariful VAMAL. Reșind din faptul că proiectul de lege propus spre examinare și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative numărul 258 din 30 iunie 2014, aprobat în primă lectură în ședință în plen a Parlamentului la 17 iulie 2014, au prevederi comune, Comisia propune comasarea acestora în procesul de examinare în Parlament, prezentul proiect de lege fiind luat ca bază. În avizele sale, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret și Sport și Mass Media, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, Comisia Economie, Buget și Finanțe, Comisia Juridică, Numire, Imunități, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, Drepturile Omului, susțin proiectul de lege vizat și îl propun spre examinare și adoptare plenul Parlamentului. Concomitent, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, Economie, Buget și Finanțe, Juridică, au înaintat unele propuneri pe marginea proiectului de lege, care vor fi examinate de către Comisia sesizată în fond pentru lectura a doua. Propunerea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități ține de stabilirea concretă a perioadei pentru care nu va fi acordată compensația pentru serviciile de transport, în cazul în care persoana cu dizabilități locomotorii severe alege să importe un mijloc de transport odată la 7 ani. Comisia Economiei, Buget și Finanțe consideră necesară evaluarea impactului social și fiscal a propunerii de stabilire a dreptului de import a unui mijloc de transport acordat cu titlul de donație în schimbul compensației pentru serviciile de transport și totodată propune ca proiectul de lege să includă și prevederi referitoare la limitarea de locuri până la 2 persoane și a capacității cilindrice a motorului la 2 litri pentru mașina importată. Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie a propus ca acordarea compensației pentru serviciile de transport să fie făcută indiferent de faptul dacă persoana cu dizabilități locomotorii importă sau nu un mijloc de transport în condițiile stabilite de lege. Adică să păstreze dreptul de import al unui automobil paralel cu beneficierea de compensație pentru servicii de transport. Comisia sesizată în fond a mai propus la fel ca compensația pentru serviciile de transport să fie achitată cel puțin o dată la trimestru și nu o dată la semestru, așa cum a fost propus de către autori și este prevăzut în nota informativă. Dar acest lucru nu este prevăzut în acest act normativ, aceste lucruri vor fi prevăzute într-o hotărâre de guvern. Totodată, urmarea dezbaterilor purtate pe marginea proiectului de lege menționat, Comisia de profil, cu votul unanim al membrilor prezenți în ședință, propune examinarea și adoptarea lui în ședință de plen a Parlamentului în lectura întâi, cu comasarea ulterioară a proiectului 258 din 30 iunie 2014. Toate amendamentele care au venit din partea comisiilor, deputaților, le vom examina în lectura a doua. Mulțumim, se pare că nu mai sunt, numai o clipă. Domnul Sorocean, vă rog frumos pe marginea raportului dacă aveți întrebări. Da, vă mulțumesc. O întrebare, dacă este amendament să fie propus introducerea trimestrială, de ce nu schimbăm pentru lectura a doua și punem în lege? Domnul Sorocean, noi o să discutăm pentru lectura a doua. Noi, în cadrul comisiei, am propus ca această formulare să fie prin lege, dar urmează oricum să examinăm în lectura a doua și o să prevedem. Dacă va fi rațional, o să introducem prin lege. Astăzi, după cum spunea și domnul ministru, unele prestații, o prestație este alocată lunar de către anumite autorități publice locale, altele autorități publice locale oferă aceste compensații odată la semestru. Ministerul de resort a propus ca această periodicitate să fie odată la semestru. Totuși, noi la fel am considerat ca și dumneavoastră că sumele sunt destul de importante pentru cetățeni, se ridică chiar la 130-160 de lei pe lună, de aceea credem că cel rar, da, la trimestru ar fi bine, dar cred că e posibil și lunar, adică să lăsăm acest loc, inclusiv se poate da și prin lege, e posibil și lunar dacă autoritățile publice locale vor avea posibil. Noi o să prevedem acest lucru în lectura a doua și vă mulțumim că ne susțineți.
Vă mulțumim, se pare că nu mai sunt întrebări. Vă mulțumim frumos, doamna Domintim. Voi supune votul plenului pentru aprobare în prima lectură a proiectului de lege pentru modificarea legii 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, numărul 439 din 4 noiembrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură, vă rog frumos să vă expuneți prin vot. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură. În continuare, se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 10 de pe ordine de zi, numărul 402 cu numărul de registrare din 22 octombrie 2015, pentru modificarea legii 156 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Îl invităm la tribuna principală pe domnul Crăciuneac să ne prezinte și acest proiect de lege. Stimate domnul președinte, stimați deputați, se propune atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea legii 156 din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Prezentul proiect de lege propune extinderea termenului de emitere a deciziei de acordare a dreptului la pensie de la 15 zile la 30 de zile, în scopul executării cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi expuse în hotărârea sa din numărul 26 din 26 mai 2014. De asemenea, proiectul de lege prevede modificarea modalității de calcul a pensiei pentru persoanele care nu pot prezenta certificat cu privire la venitul asigurat pentru întreaga perioadă de activitate realizată până în ianuarie 1999. Deoarece documentele nu s-au păstrat la întreprinderi, instituții din anumite motive precum incendii, inundații, conflict armat, precum și în caz de pierdere sau distrugere din fondul arhivistic. Cuantumul pensiei acestor persoane va fi calculat în baza salariului mediu lunar pe țară, determinat pentru fiecare categorie de beneficiari, economie națională sau agricultură, la data depunerii cererii de pensionare. Totodată, proiectul de lege prevede ajustarea condițiilor de calculare a pensiilor pentru personalul misiunilor diplomatice pentru perioada de până la 1 ianuarie 2004, în baza salariului mediu lunar calculat în monedă națională, determinat în modul stabilit de guvern. Reșit din cele expuse, rog susținerea proiectului de lege menționat. Vă mulțumim. Se pare că nu mai sunt întrebări la adresa dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumesc mult. În continuare, rugăm pe doamna Dominti să ne prezinte raportul și pentru acest proiect. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 156 din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale, prezentat de către guvern cu numărul 402 din 22 octombrie 2015 pentru lectura 1. Din conținutul proiectului, cât și a notei informative, se constată că modificările respective se referă la trei probleme distincte. Astfel, modificarea de la punctul 1, articolul 31 aliatul 3 din legea 156, vine să extindă termenul în care se emite decizia organului teritorial de asigurări sociale de acordarea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare. Prin extinderea acestui termen, nu va fi afectat însă dreptul persoanei de a beneficia de plata pensiei din data la care a obținut dreptul respectiv. Aceasta însă va permite examinarea în termen a cererii și a actelor necesare, precum și completarea lor după caz de către solicitant cu documentele lipsă. Totodată, această modificare este și o ajustare la articolul 5 aliatul 1, redacție nouă a legii 489, privind sistemul public de asigurări sociale, prin care data de prezentare a declarației privind evidența nominală a asiguraților, a declarației de asigurare și a declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilită lunar până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Prin modificarea propusă la punctul 2, în partea ce se referă la articolul 52 aliatul 5 al legii 156, autorii au propus o redacție nouă aliatului 5, ce reglementează calcularea cuantumului pensiei în cazul în care nu este posibilă prezentarea certificatului cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităților naturale și altor situații excepționale, incendiu, inundație, conflict armat.
Prin modificarea propusă, la situații excepționale se propune atribuirea și cazurilor de pierdere sau distrugere a documentelor din fondul arhivistic. Deci această cauză nu era anterior. Totodată, în schimbul salariului lunar al lucrătorului de aceeași profesie și calificare în ramura respectivă la data stabilirii pensiei, conform datelor Ministerului Economiei Comerțului, se propune includerea unei noi abordări, adică a salariului mediu lunar pe țară determinat pentru fiecare categorie de beneficiar, fie că face parte, în funcție de ramura din care face parte, economie națională, agricultură, sistem bugetar, la data depunerii cererii de pensionare. Membrii comisiei, în scopul evitării unor eventuale abuzuri și în scopul asigurării unei abordări mai echitabile, propun o nouă redacție a articolului 52 alineatul 5, care sună după cum urmează. În cazul în care nu este posibilă prezentarea certificatului cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităților naturale sau altor situații excepționale, cuantumul pensiei poate fi calculat în baza unui regulament aprobat de către guvern. A treia modificare se referă la necesitatea legiferării modalității de calcul a venitului asigurat al personalului misiunilor diplomatice până la 1 ianuarie 2004, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1026 din 29 decembrie 2014, care prevede stabilirea unor salarii lunare a personalului în lei în aceste scopuri, pornind de la complexitatea funcțiilor respective. Urmarea votării cu votul unanim al membrilor săi prezenți în ședință, 9 voturi pentru, Comisia Protecției Socială, Sănătate și Familie propune examinarea și adoptarea proiectului de lege numărul 402 din 22 octombrie 2015 în ședința de plen al Parlamentului în lectura 1, luând în considerare propunerea membrilor comisiei la punctul 2 din proiect. Vă mulțumim. Întrebări se pare că nu sunt nici în adresa comisiei. Vă mulțumim, doamna Domintie. În continuare, voi supune plenului aprobarea în primă lectură a proiectului de lege pentru modificarea legii 156 privind pensiile de asigurări sociale de stat, numărul 402 din 22 octombrie 2015, numărul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Unanimitatea celor prezenți în sală, proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură. Vă mulțumesc foarte mult. Se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi, proiect de lege cu privire la modificarea și completarea articolelor 2 și 6, din legea cu privire la Comisia Națională a Pieței Financiare, numărul 488 din 3 decembrie 2015, prezintă domnul Golovatiuc. Din partea autorilor, aș vrea să anunț plenul că după acest proiect de lege vom trece la votul în a doua lectură a proiectelor de lege care nu au fost votate. Deci mă adresez președinților de fracțiuni și fracțiunilor parlamentare să-și mobilizeze echipele. Уважаемые коллеги, предлагаемый проект достаточно простой и логичный. Он не требует никаких дополнительных финансовых средств, организационных, экономических усилий. Летом Национальная комиссия по финансовому рынку она несколько раз пыталась представить свой доклад о деятельности в 2014 году. Депутаты комиссии, члены комиссии задавали вопрос. Хорошо, есть вот такие объемы, результаты деятельности. А логичный вопрос, а сколько было потрачено денег, средств? И не всегда представители нас комиссии могли детально ответить на эти вопросы. Поэтому первое изменение связано с тем, что во вторую статью закона о Национальной комиссии по финансовому рынку вносится положение, что доклад о деятельности Национальной комиссии за прошлый год представляется вместе с докладом об исполнении бюджета в соответствующем году. Это первое изменение. Второе изменение. Недавно Нацкомиссия представила проект бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку на следующий год. Опять же, у депутатов возник вопрос, а как сейчас?
какова ситуация с исполнением бюджета текущего года. И опять не было достаточно внятных и детальных ответов. Поэтому вторая наша инициатива, здесь же второй пункт, что вместе с проектом бюджета Нацкомиссии по финансовому рынку на следующий год представлять ожидаемое исполнение бюджета текущего года. Вот и все. То есть не требуется никаких дополнительных финансовых ресурсов. Более того, внутренними нормативными документами комиссии предусмотрено, что все эти вещи делаются в том режиме, в каком мы сейчас хотим занести это в закон, чтобы они подходили, ну, во всяком случае, к парламенту во всеоружие. Спасибо. Mulțumim foarte mult. În continuare, stați puțin, domnul Glovaciuc. Stați, sunt întrebări. Domnul Ghelețchi, vă rog frumos, poftiți. Valeriu Ghelețchi, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Glovaciuc, pe de o parte, sigur, inițiativa aceasta, ea este întemeiată, are o justificare bună, dar pe de altă parte, uitați-vă, una dintre probleme care apare în legătură cu această inițiativă e o problemă de sistem. Cum aprobăm noi bugetele acestor agenții care sunt subordonate Parlamentului? Pentru că ele nu au dreptul la inițiativă legislativă. Noastră le cereți lor să vină cu un raport, lucru care face sens, dar pe de altă parte, iar vreau să vă întreb, dumneavoastră, din punct de vedere sistemic, v-ați gândit cum rezolvăm această problemă? De foarte multe ori președintele Comisiei Buget, Economie și Finanțe venea cu această inițiativă, alte ori un grup de deputați, dar cum poate fi rezolvată această problemă? Înainte de a le cere ca să vă prezinte o dare de seamă cum au fost cheltuiți banii, cum acest concomitent cu prezentarea bugetului, pentru că, de fapt, din nou, noastră introduceți în lege o normă care de comisie nu poate fi realizată. De ce? Păi, pentru că comisia nu are dreptul la inițiative legislative. Cum va veni comisia concomitent cu acest buget dacă ea trebuie să-l facă din nou printr-un grup de deputați sau cum vine comisia în Parlament și sunt și alte, repet, agenții care astăzi sunt subordonate Parlamentului și au bugete separate? Нормой закона о Национальной комиссии по финансовому рынку предусмотрено, что до 1 июня она приходит с докладом о деятельности за прошлый год вместе с законом, вместе с докладом об исполнении бюджета. Какая инициатива здесь нужна? Это норма закона, и она должна исполняться. Вторая норма закона. К 1 ноября должна быть представлена информация, должен быть представлен комиссии, то есть парламенту, проект закона на следующий год. Все, не надо никакой инициативы. Это исполнение закона. Вот и все. Я согласен с вами. Когда мы на прошлых заседаниях рассматривали комиссию по национальному, ЧНПФЕ, у меня был вопрос. Уважаемые, вы сами констатируете, что неудовлетворительная ситуация на финансовом рынке. А как вы влияли на это? Действительно, у них нет права законодательной инициативы. Либо через правительство, либо через депутатов или через нацкомиссию. В принципе, так и делается. Я согласен с вами, что можно как-то поставить на системный, основу такую. Но, во всяком случае, это не касается того, о чем мы сейчас говорим. Здесь речь идет об исполнении нормы закона. Представляется доклад вместе с исполнением бюджета. Представляется проект бюджета вместе с ожидаемым исполнением бюджета текущего года. Domnul Ghelețchi, vă rog frumos, poftiți. Domnul Glovaciuc, uitați-vă, punctul 2 al acestui proiect de lege. Concomitent cu prezentarea proiectului bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare se prezintă informația. Dumneavoastră vorbiți de la persoana 3. Eu vreau să vă întreb cine trebuie să execute legea la care dumneavoastră faceți referințe. Pentru că dumneavoastră cereți ca cineva să execute legea. Dar cine trebuie să o execute în cazul dat? Comisia Națională a Pieței Financiare? Da. Dar ei nu au dreptul să vină în Parlament cu inițiativa legislativă să-și prezinte proiectul de buget. Sau deputatul care va prezenta acest proiect de buget de la tribuna Parlamentului. Asta e întrebarea mea. Dumneavoastră cereți ca cineva să execute legea fără că ați precizat cine va face acest lucru. De aia v-am atras atenția asupra unei probleme de sistem care trebuia să o abordați în mod sistemic. Nu doar să dați indicații unei persoane a treia fără să numiți cine e acea persoană a treia care ar trebui să vă execute prevederea care dumneavoastră o propuneți ca noi să o votăm astăzi în Parlament. Национальная комиссия по финансовому рынку сама приходит в парламент с бюджетом на следующий год.
И одновременно она приносит с собой и ожидаемое исполнение бюджета. Так? Eu nu știu, iarăși repet, în această perioadă, eu nu am văzut niciodată Comisia Națională a Pieței Financiare să vină de la tribuna Parlamentului cu o inițiativă legislativă, pentru că ei nu au acest drept de inițiativă legislativă. Dacă deputatul care face acest lucru o face în comunicare cu ei, este o altă chestiune. Dar din nou, dumneavoastră dați indicații și nu știu cui dați aceste indicații și cine urmează să execute aceste indicații. Хорошо. Внесем изменения. Мулțumesc. În continuare, domnul Deacu, vă rog frumos, poftiți. Da, stimați colegi, domnul președinte. Eu cred că ceea ce spune domnul Ghelețchi este absolut corect. Noi niciodată nu ne-am concentrat să ne gândim cum aceste instituții, că nu este vorba numai de CNPF, este vorba și de Curtea de Conturi și alte structuri subordonate Parlamentului. Că până la urmă se primește așa, că inițiativa sau proiectul pregătit la CNPF pune semnătura un deputat, doi. Deputații n-au idee, ei nu intră în profunzime în esența acestei hârtii, dar formal semnează. De aceea eu cred că este o idee în perspectivă care noi trebuie să o gândim. Eu nu știu dacă noi putem să scriem că aceste instituții de sine stătător prezintă proiectele în Parlament. Dar această dezlegare trebuie să existe. Trebuie să vedem cum în alte țări se rezolvă această chestiune. Dar domnul Ghiresi are dreptate. Да, я согласен, потому что вот я сейчас посмотрел норма закона, которая сегодня действует. Бюджет у комиссии начинали все опробы принхотерыря. И точка. И не написано, кто вносит, кто представляет. Это норма сегодняшняя. Поэтому давайте мы подумаем и внесем порядок в этот вопрос. Мулțumesc, domnul Ghimpu, vă rog frumos, poftiți. Doar am vrut să vă rog, eu vorbesc limba rusă, dar nu toate cuvintele cunosc, dacă spați și în română să mai răspundeți la întrebări. Știu că vorbesc limba română la perfecție. Mulțumesc și am vrut să spun tot ce a spus domnul Deacov, eu susțin. E foarte corect. La mulți ani, domnul Deacov. O armonie totală în plenul Parlamentului. Vă mulțumim frumos, domnul Golovatiuc. Nu mai sunt întrebări. În continuare, îl invităm la tribuna principală pe domnul Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, să ne prezinte raportul Comisiei la acest subiect. Stimate domnule președinte, onorat plen, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup deputat și raportează următoarele. Conform notei informative, proiectul de lege are drept scop de a îmbunătăți calitatea și eficiența raportării activității anuale a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Conform alineatului 2, articolul 2 din legea 192 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Comisia prezintă anual Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului raportul asupra activității sale și asupra funcționării pieței financiare nebancare cu publicarea lui ulterioară. Astfel, autorii propun de modificat și completat alineatul 2 din articolul 2 și alineatul 2 din articolul 6 din legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare cu prevederi care stabilesc că Comisia Națională prezintă până la data de 1 iunie anului următor cel gestionar Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului raport anual asupra activității sale și asupra funcționării pieței financiare, nebancare în anul precedent, inclusiv și raportul privind executarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Concomitent, cu prezentarea proiectul bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se prezintă informația cu privire la executarea scontată a bugetului pentru anul curent până la 1 noiembrie
în anul respectiv. În cadrul examinării, Comisia a constatat că prevederea propusă la alineatul 2 din articolul 2 a legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare urmează a fi completat cuvintele cu publicarea lui ulterioară. Urmează de menționat că propunerea respectivă este reflectată în proiectul de lege redactat, care este parte integrantă a raportului Comisiei. Luând în considerare cele expuse, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune examinarea și adoptarea proiectului de lege redactat în prima și a doua lectură. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Creancă, să înțelegem că... Da, stați puțin să încheiem cu întrebările. Domnul Ghilețchi, vă rog frumos, poftiți. Da, vă mulțumesc. Domnule președinte Creancă, în urma deja acestor dezbateri și ați văzut și atitudinea altor colegi din Parlament, în primul rând nu cred că ar fi oportun să o adoptăm în două lecturi în astăzi, pentru că deja se cere o altă abordare. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb pe noastră, pentru că a existat această practică nescrisă, președinții Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, ei semnau proiectul de buget a Comisia Națională a Pieței Financiare, cât și altor subdiviziuni subordonate Parlamentului. Noastră, cum credeți, care ar trebui să fie dezlegarea, cuvântul cheie folosit de domnul Diacu, care ar trebui să fie dezlegarea acestei situații? Pentru că nu este o situație normală. Ori ar trebui aceste subdiviziuni să prezinte comisii pe care o conduceți și atunci comisia vine în Parlament, sau cum credeți că ar trebui să, din nou, să dezlegăm acest nod pe care îl avem în față? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ghilețchi. În primul rând, vreau să aduc la cunoștință onoratului plen că toate proiectele de bugete a instituțiilor subordonate Parlamentului sunt elaborate de către instituțiile în cauză, în colaborare cu Comisia de Specialitate. Și raportul propriu-zis asupra proiectului de buget se face în cadrul comisiei, dezbătându-se articol pe articol, pe fiecare poziție, în parte ce ține atât de venituri cât și de cheltuieli. Subiectul respectiv a fost dezbătut în cadrul comisiei, că este incertitudinea cine semnează, cine are dreptul la inițiativă legislativă, pentru că, din punctul meu de vedere, proiectul de buget, așa am interpretat norma legală, urma să fie parte componentă a raportului comisiei, fără a fi semnat ca inițiativă legislativă. Având în vedere cutuma existentă până la momentul actual în cadrul Parlamentului, eu, ca și președinte de comisie, am fost practic impus de situație să semnez aceste inițiative legislative, deși dreptul de autor asupra acestor proiecte de buget vin din partea autorităților. Respectiv, pentru a depăși situația în cauză, poate fi modificat regulamentul Parlamentului, ca să arătăm expres că bugetele instituțiilor subordonate Parlamentului se aprobă în baza raportului comisiei și se prezintă de către autoritate. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Creangă, nu mai sunt întrebări. Se propune aprobarea în primă lectură plenului, și anume proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 26 din legea numărul 192 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, numărul 488 din 3 decembrie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Mulțumesc foarte mult. O precizare către comisie și autori. Lectura a doua. Lectura a doua. Fracțiunile parlamentare. Vă rog frumos, opinii. Doamna Greceană, poftiți. Da, mulțumesc, domnul președinte. Este inițiativa noastră, evident că trebuie susținut, cu atât mai mult că este una tehnică pentru a aduce niște clarități. Eu nu știu de ce aici trebuie să apară în genere întrebări. Întrebări nu există în genere. Fracțiunea Partidului Democrat la fel susține. Fracțiunea Partidului Comuniștilor, vă rog frumos, domnul Reidman, susțineți. Domnul Deacov, ce spuneți dumneavoastră? Susține, domnul. Da, cănești. Domnul Ghimpu, dar dumneavoastră? Noi am spus. Domnul Ghilețchi, din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat, poftiți. Bine, eu nu am mandatul, vă rog, din partea fracțiunii, dar sper că voi fi susținut de fracțiune. Eu cred că totuși este o problemă de sistem. Ceea ce a menționat domnul Creangă referitor la cutumă, până la urmă e și un conflict de interes, adică o comisie care examinează raportul, ea trebuie să vină și cu proiectul de buget.
Eu cred că s-ar merita ca legea să o amânăm. Nu este doar o chestiune tehnică și apoi în lectura a doua să vedem cum oferim această dezlegare. Este punctul de vedere pe care îl susțin. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Domnul Ghimpu. Domnul președinte, noi nu vrem ca pe LDMIO să ducă de Adora la Vale, așa că susținem propunerea domnului Ghileschi. Okay. Sunt mai aproape ei de noi decât... Ei de ei. Domnul Creangă, vă rog frumos, în calitate de președinte de comisie, cu o motivație suplimentară. Stimați colegi deputați, într-adevăr există această problemă de sistem și am menționat la tribuna centrală că e poate fi depășit doar modificând regulamentul Parlamentului, unde stabilim pentru toate instituțiile care sunt subordonate Parlamentului și nu în legea respectivă. Deci eu consider în calitate de președinte a comisiei, poziția comisiei că trebuie susținută pentru două lecturi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În continuare, domnul Deacov, poftim. O adresare prietenului meu, domnul Ghileschi. Proiectul dat cu ceea ce trebuie să facem noi și ceea ce susțin eu este obiect a altei inițiative legislative. Noi trebuie să adoptăm acesta în lectura a doua, venim cu inițiativă legislativă la regulamentul Parlamentului și am votat și am rezolvat problema tuturor instituțiilor subordonate Parlamentului. Da, mulțumesc. Deci sunteți de acord în final, domnul Ghileschi, după Zâmbetvet și domnul Deliu cred că vrea să confirme schimbarea poziției. Domnul nu Deliu, cred că vreau să confirm schimbarea poziției, vreau doar să răspund domnului Ghimpu că fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova nu are nevoie de susținere, că ea este verticală și nu rotundă și nu se dă de dură. Domnul Ghimpu, ultimă replică la figurile geometrice. Ultimă replică. Eu nu vreau să-i dau replică, doar spun cât timp o să ne arete. Cine are dreptate în geometrie? Da, îi rotunzi, îi pătrații, o să vedem. Dar? Domnul Ghimpu, dar? Dar, conform regulamentului, dacă o fracțiune este împotrivă, nu se spune votului în a doua lectură. Sunt două fracțiuni împotrivă și de aceea nu voi merge pentru lectura a doua, evident, în funcție de, în baza regulamentului, lăsăm acest subiect pentru comisie să examineze în continuare și să vină la următoarea sesiune. Vă mulțumesc foarte mult, așa cum am promis, revenim la vot în a doua lectură. Numărătorii să fie prezenți în sală și să asigure o numărătoare bună și corectă. Vă rog frumos, deputații, să treceți la locurile pe care le aveți în mod regulamentar, ca numărătorii să poată să asigure numărarea. Vă mulțumesc foarte mult! În continuare se supune votului pentru aprobarea în lectura a doua a proiectului de lege pentru modificare și completare a legii 414 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubile produse de autovehicule, proiectul numărul 274 din 8 iulie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc. Numărătorii, vă rog frumos rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 3 voturi. Sectorul 2, 33. Vă mulțumesc foarte mult. Cu 60 de voturi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii 414 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubile produse de autovehicule, numărul 274 din 8 iulie 2015, a fost votat în lectura a doua și ultima. În continuare se supune votul pentru lectura a doua a proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 242 din 5 iunie 2015, numărul 1 pe ordine de zi în supliment. Cine este pentru, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Mulțumesc foarte mult. Numărătorii, vă rog frumos rezultatele. Sectorul 1, 27. Sectorul 2, 33. 23, sectorul 3. Cu 83 de voturi, proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 242 din 5 iunie 2015, a fost votat în lectura a doua și ultima. Vă mulțumesc.
Se supune votului proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de lege pentru implementarea prevederilor actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine și modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 420 din 30 octombrie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Lectura a doua. Mulțumesc foarte mult. Rezultatele pe sectoare? Sectorul 1, 3. Sectorul 2, 28. 23, sectorul 3. Cu 54 de voturi, proiectul de lege numărul 420 din 30 octombrie 2015 a fost votat în lectura a doua și ultima și în continuare se supune votului proiectul numărul 323 din 15 septembrie 2015, proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 4 din supliment, vă rog frumos, la fel pentru lectura a doua, cine este pentru, vă rog frumos să votați. Numărătorii, rezultatele pe sectoare? Sectorul 1, 27. Da. Sectorul 2, 33. 23. Cu 83 de voturi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, numărul 323 din 15 septembrie 2015, a fost votat în lectura a doua și ultima. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Aici votul în lectura a doua s-a încheiat. Continuăm dezbaterile în lectura a întâi. Vă mulțumim frumos. Se propune pentru examinare și dezbatere proiectul numărul 6 de pe ordine de zi, proiectul legii poștei, numărul 387 din 15 octombrie 2015. Prezintă proiectul domnul Ciolac, viceministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Vă invităm la tribuna principală. Stimate domnule președinte, stimați domnilor deputați, Guvernul supune spre atenție dumneavoastră proiectul de lege poștei, care a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor în scopul asigurării tuturor cetățenilor cu servicii poștale la standardele de calitate și la tarifele accesibile. În proiectul este definit serviciul poștal universal, cel mai accesibil mod de comunicare, în conformitate cu prevederile Convenției Poștale Universale, ratificate de Republica Moldova. De asemenea, este promovat procesul de liberalizare treptată a serviciului poștal în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova la intrarea la OMC, Organizația Mondială a Comerțului. Sub rezerva statului va fi doar serviciul de scrisori cu limitele de greutate până la 350 de grame. Proiectul vine să armonizeze legislația națională în domeniu cu legislația comunității europene, cu directiva europeană 9767 Consiliul Europei. Aprobarea proiectului legii poștei este inclus în planul de acțiuni privind realizarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În calitate de organ independent de reglementare a sectorului poștal, în proiectul este prevăzut desemnarea ANRCTE. Proiectul de lege prevede furnizarea serviciilor poștale în condițiile regimului de autorizare generală. Proiectul de lege a fost avizat pozitiv de către autoritățile și instituțiile interesate, iar în cadrul consultărilor publice a fost susținut de către furnizorii de servicii poștale. Mulțumesc pentru atenție și rog adoptarea proiectului. Mulțumim. În continuare sunt întrebări în adresa dumneavoastră. Domnul Vlas, vă rog frumos, poftiți. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule viceministru. Am două întrebări. Prima este la capitolul servicii care le prestează oficiile poștale din satele și comunele noastre. N-am găsit în proiectul de lege nicăieri stipulat că Poșta Moldovei mai prestează și servicii de comercializare a mărfurilor cu amănuntul, ceea ce... Nu se aude? Nu, nu încă. Referitor la capitolul servicii care le prestează Poșta Moldovei în satele și comunile noastre, n-am întâlnit nicăieri în proiectul de lege că Poșta Moldovei mai prestează și alte servicii de comercializare a mărfurilor cu amănuntul în oficiile poștale din sate, începând la detergenți, încălțăminte și tot felul de mărfuri. Nu am văzut nicăieri și dacă este așa, înseamnă că trebuie de stipulat și că poșta la fel să fie supusă taxelor cum sunt supuși alți agenți economici din teritoriu care prestează astfel de servicii de comercializare altor mărfuri. Și întrebarea a doua este la
articolul 27, unde se stipulează că asigurarea cu spații pentru furnizarea serviciilor poștale. Administrațiile publice locale vor acorda furnizorul de serviciu poștal universal spațiu necesar de desfășurare activității de furnizare serviciilor poștale universale prin transmiterea gratuită a acestor în proprietate sau în comodat. Deci acest punct contravine legii 436 privind administrația publică locală și autonomii locale și în cazul în care noi obligăm administrațiile publice locale să transmită aceste spații gratuit, înseamnă că trebuie să le oferim compensații din buget de stat ori din altă parte ca să fie compensate aceste cheltuieli, fiindcă atunci când vin controlele în administrațiile publice de nivelul 1, mă refer la Curtea de Conturi și la Departamentul Control și Revizii, de fiecare dată sunt actați primarii și administrațiile publice, fiindcă oferă spații cu titlu gratuit, ceea ce contravine legii și concurenții pe piață. Deci... Vă rog frumos, continuați, vă rog frumos, domnul Lasă. De aceea rog ca acest punct în continuare să fie unii scris prin transmiterea, în continuare să fie nu gratuită, dar în arendă, conform prevederilor codului fiscal. Mulțumesc, domnul deputat. În primul rând, precizarea la subiectul numărul 1, întrebarea numărul 1. Deci, proiectul legii vine să ajusteze cadrul legal în domeniul poștal cu rigorile directivei europene. 2. Totodată, proiectul stabilește expres drepturile și obligațiunile cât furnizorii poștali, atât și utilizatorilor la serviciile poștale. Deci, distribuirea, deci serviciile de bază care este pentru întreprinderea de stat Poștă Moldovei și alte operatori poștali privați, este expediere și distribuire corespondenței, 1. 2. Expediere și distribuire mandatelor poștale și pentru operator desemnat în calitate de operator poștal național, este distribuirea pensiilor și subvențiilor și indemnizațiilor. La întrebarea numărul 2, care v-ați referit cu autoritățile publice locale, la nivelul 1 trebuie să asigure spații locative. Acesta este prevăzut în directiva europeană, acesta este prevăzut în cadrul legal existent în legislația națională a Republicii Moldova și în legea actuală care este la momentul de față, este expres prevăzut și în directiva europeană și la Convenția Poștală Universală, care noi o ducem în concordanță cu rigorile directivei, este că autoritățile publice locale trebuie să asigure deci operatorul furnizor de serviciu poștal universal cu spațiile locative în mod gratuit. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Blas, poftim, dacă mai aveți o precizare, poftiți, sigur. O precizare. Care lege din Republica Moldova stipulează că trebuie să fie gratuit? Că atunci când vine Curtea de Conturi, Control sau Departamentul Control și Revizie, de fiecare dată actează primăriile, că nu este nicio lege în care este stipulată expres că serviciile trebuie să fie acordate gratuit. Și mai mult ca atât, oficiile poștale doar nu acordă administrațiilor publice locale aceleași servicii gratuit. Orice scrisoare recomandată, administrația publică o plătește. Adică de ce ar trebui să fie doar unilateral? Domnule deputat, deci este un model clasic care este utilizat la practica internațională și alte țări care este membru UPU, deci autoritățile administrației publice locale vor acorda furnizorului de serviciu poștal universal spații necesare desfășurării activității pentru a dezvolta serviciile financiare, diversifica gama de serviciile poștale universale, diversifica gama de serviciile financiare pentru a presta că toate categoriile de societăți social vulnerabile, deoarece întreprinderea de stat deține o infrastructură foarte vastă în toate localitățile țării, noi trebuie să dezvoltăm acest segment de servicii. Mulțumesc! Mulțumim! În continuare, doamna Spătar, poftiți! Mulțumesc, Mihaela Spătaru. Domnule viceministru Ciolac, evident că acest proiect este unul necesar, dar și mai necesară este liberalizarea pieței serviciilor poștale. Cum exact se va întâmpla acest lucru după implementarea proiectului? Eu vă mulțumesc, doamnă deputat. În primul rând, deci proiectul prevede liberalizarea treptată a serviciilor poștale în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul OMC, Organizația Mondială de Comerț, care Moldova a luat angajamentul în 2001. Deci liberalizarea treptată este prevede că noi implementăm și aducem și armonizăm legislația cu Uniunea Europeană,
Directiva 9767 din 9767 Consiliului Europei, care privede că sub rezerva statului vor fi numai 350 de grame de apazonul. Alte de la 350 de grame până la 2000 de grame, care este la momentul de față actualmente, va fi liberalizate libere concurenței. Va fi o concurență sănătoasă și loială în acest gen de activitate. După 7 ani, noi vom implementa și vom modifica și vom aduce în concordanță cu directiva 2008, care prevede până la 100 de gram sub rezerva statului, care statul este obligat să subvenționeze și susține serviciul poștal universal. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Spătaru, poftiți dacă aveți o doua întrebare sau precizare. Exact din acest motiv am pus întrebarea de mai devreme, pentru că am o îngrijorare. Și aceasta ține mai ales de acest drept rezervat al tot ce înseamnă corespondență și colete de până la 350 de grame. Ori asta ar însemna practic tot ce înseamnă scrisori și colete, care de multe ori au o valoare destul de mare, vorbim de un gramaj mic. Urmează și a doua întrebare, în ce țări mai este acest drept rezervat de până la 350 de grame pentru serviciu poștal rezervat? Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Deci, proiectul vine să elimine discriminarea pentru tuturor participanților în sector în domeniul poștal, ca toți operatori care sunt prestatori de servicii poștale să aibă drepturile și obligațiunile identice cu toți operatori. Asta este prevăzut în acte legislative și în directiva europeană. Mulțumesc! Doamna Spătaru, dacă aveți o precizare, poftiți, sigur. Doar precizare, întrebarea mea se referea de fapt la un alt lucru. Conform acestui proiect, orice corespondență de până la 350 de grame este rezervată exclusiv pentru Poșta Moldovei. Orice alt serviciu poștal, un alt serviciu poștal va trebui să aibă un preț și este obligat să aibă un preț de minim 5 ori mai mare decât cel prestat de Poșta Moldovei pentru astfel de servicii. De fapt, la asta m-am referit mai devreme. Doamna deputat, mulțumesc. Eu m-am referit despre că acest rezervă sub 350 de grame se referă la serviciile de scrisori. A colete și alte corespondențe este libere concurenței. Mulțumesc! Sper că a fost clar. În continuare, domnul Reitman, vă rog frumos, poftiți. Da, spasiba. Господин министр, среди 13, по-моему, терминов, которые вы предложили в этом новом проекте закона, отсутствует самый главный. Что такое почта? Что это такое? Это вид связи, это вид услуг. Обычно они разделяются и в статистике, как будем действовать в дальнейшем. Услуги связи отделяются от других. Если это вид связи, то он должен подчиняться правилам, как говорится, связи. Теперь говорим о другом. Письма. Не усматриваете ли вы в этой норме, что все остальные, кроме агентов, которые осуществляют услугу резервированную по письмам, да, имеют возможность, так сказать, коррупционных связей, коррупционных сделок. Представим себе сегодня. Сегодня большинство писем, которые рассылаются, да, это всякого рода уведомления. А именно, фактуры на оплату коммунальных услуг, повестки в суд, уведомления из налоговой инспекции, которые все отсылаются письмами. И если... Мне очень сильно хочется, я выбираю любого агента, у которого тариф в 5 раз больше, чем у государственного, и у нас с ним прекрасные отношения возникают, потому что себестоимость, ясно, что будет ниже, чем 5 тарифов от назначенного оператора. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо, господин депутат. Либо молдавинец, экспликация. То, что касается первого вопроса, я отвечу на русском. Значит, закон о почте, то есть предусматривает, во-первых, государственное предприятие Почта Молдовы является, еще раз, государственным предприятием, где государство имеет 100% акции. 1148 почтовых отделений есть присутствие во всех, по территории всей Республики Молдова. То есть государственное предприятие Почта Молдова обязано через этот закон
предоставлять базовые услуги, которые входят, это корреспонденция, это отправка и получение различных посылок, это выдача пенсии, пособий, социальных значимых услуг. То, что касается, регламентирует этот закон и законная леджа БАС, бюджет ассигурации сочали. Это по первому вопросу. То, что касается по второму вопросу, я считаю целесообразным и правильным то, что этот закон прежде всего предусматривает элиминацию, дискриминацию всех операторов. Мы должны дать возможность всем операторам, которые предоставляют услуги почтовых услуг, дать равные возможности. Но в то же время мы используем классическую модель, которая использована в практике интернациональной, где когда государство в бюджете не имеет финансовых средств для того, чтобы финансировало почтовую универсальную услугу, тогда мы используем модель, чтобы прибегнуть к резервации. Путем этой модели государство финансирует почту Молдовы, потому что мы через этот закон обязываем предоставлять всем категориям населения равные услуги. Спасибо. Да, упречезарь, вырофимас, дом Рейдман. Вы, конечно, обязываете использовать почту Молдовии, но вы даете право за пятикратный тариф осуществить ту же самую функцию. И кто мне, как суду, который вызывает на слушание вас, например, кто мне запретит? Если вы проиграете дело, вы это возместите, меня это не касается. Я отправляю через службу, которая стоит в 5 раз дороже, и прекрасно с ней живу. Это причезаре, первое. Второе, вопрос, который я бы хотел задать, это следующий. Вы говорите, когда об ответственности оператора почтовой связи, так скажем, или оператора, предоставляющего почтовые услуги, или услуги почтовой связи, вы должны это определить в законе как-нибудь. Значит, когда вы говорите об ответственности, мне очень хочется знать, какая ответственность и как она наступает в связи с исполнением вот этой вот универсальной почтовой услуги резервата. Есть почтовый ящик. Я иду, бросаю туда письмо. У меня нет никаких следов об этом, да? Письмо не доходит куда-то. Из-за этого кто-то не приехал ко мне на похороны. Я к примеру говорю. Что будет? У кого какая ответственность наступает и что эту ответственность определяет? Этот закон именно предусматривает то, что национальным оператором становится государственное предприятие Почта Молдова. Этот закон обязывает, если другие операторы, там где нет дискриминации, отказываются предоставить ту или иную услугу в то или иное население, допустим, возьмем село Фрумушика, где оператор считает свои затратные части, ему невыгодно, тогда государственный оператор, национальный оператор дает возможность этому оператору предоставить в пятиразмерном стоимости. Но то же самое, если он отказывается это делать, и гражданин, юридическое или физическое лицо приходит к национальному оператору, мы через этот закон обязаны предоставить эту почтовую универсальную услугу. Mulțumim frumos, domnul Reitman, ultima precizare și cu exemple mai bune decât în mormântări. Ultima precizare. Когда вы говорите об ответственности за непредоставление услуг, я понимаю, один не предоставил, хотя мог, у него наступает ответственность. Я говорю об ответственности за некачественное исполнение услуги. Я бросил письмо ГЛУ, и оно не пришло по назначению. Как будем разбираться? Домнули депутат, сунд ин проекте стабилити экспресс облигационе лише дребнули перцелор. Unde sunt descrise toate normele generale și cerințele esențiale. În cazul în care obligația care nu a fost îndeplinită, va fi aplicată această normă care privede în cerințele esențiale și în norma generală. Все понятно. Каждое письмо, которое я буду бросать в почтовый ящик, я должен приносить в сопровождении двух свидетелей, что я его туда бросил. Понятно. Domnul Ghimpu, vă rugăm frumos, poftiți întrebările. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, toate serviciile care le oferă Poșta Moldovei cetățenilor sunt achitate de cetățeni?
Sigur, da, domnul președinte. Atunci răspundeți-mi de ce dumneavoastră considerați că Poșta Moldovei poate să folosească gratis spațiul primărilor, care este proprietatea statului, puterii locale. Și încă acolo să mă deschideți să vindeți iepuri, pantaloni, caloși. De unde ați luat dumneavoastră așa drept că își faci trimitere că europenii? Ce vorbiți dumneavoastră? Care europeni? Din Burkina Faso? Mulțumesc, domnul președinte. Am o, așa, o, nu știu, o excepție. Mă refer la cetățeanul X sau beneficiarul de plățile sociale care trebuie să vină la centrul raional, la centrul de poștă, deoarece nu chiar în toate localitățile țării este amplasată infrastructura necesară, este nevoie să, sub sănătate sau în detrimentul sănătății, să plătească niște anumite bani să ajungă la centrul raional. De ce autoritatea publică locală nu poate să ofere aceste spații pentru a dezvolta serviciile financiare în tocmai și indemnizațiile și plățile sociale? Asta este prevăzut în proiect. Deci odată cu votarea legii nu vom mai avea caloșe în Poșta Moldovei. A, da, da, aia da, aveți dreptate. Da. Poftiți, domnul Ghimpu, a doua întrebare sau precizare. Eu vorbesc despre faptul, ca să mă înțelegeți, iată, noi până la câteva luni în urmă închiriam de la Palatul Republicii sala pentru ședințele Parlamentului și plăteam bani serioși. Toată proprietatea statului. Și aceeași nu a ajuns să dăm organ suprem legislativ a statului. Și noi plătim. De ce dumneavoastră considerați că nu trebuie să plătiți spațiul care îl luați la fiecare primărie? Iată, să nu vă să înțeleg. Noi sunteți persoane juridice diferite. Și Poșta Moldovei nu este una din cele instituții care nu are bani. Slavă Domnului! Nu înțeleg. De ce procedați în felul ăsta? Cunoscând care situația la noi în sate. Ați închiriat un spațiu, plătiți și să interziceți vânzările astea care acolo au loc. Acolo nu trebuie să fie vânzări. Și multe alte lucruri acolo. Stric după atribuții. Care e atribuția Poștei Moldovei? Să primească colesi, transmit colesi, ia plec, transmit, să plătească pensii și așa mai departe. Dar nu mai departe să-i dai omul pensia și pe să-l pună. Ia îmi cumpăr niște caloși, niște bretele, niște franzulele, nu știu ce. Eu știu cum se folosește asta, îl pun pe oameni, din nevoie omul cumpără, că suntem data viitoare să-i dea pensii. Să terminați cu mahalaua asta sovietică, asta e rugămintea mea. Și nici taxe, nimic nu plătiți. Faceți așa cum trebuie să fie într-un stat drept și democratic. Fiecare cu drepturile și cu atribuțiile sale. Mersi mult. Mulțumesc, domnul președinte. Mi se pare că eu m-am referit despre cooperare sănătoasă și fructoasă între autoritățile publice locale și întreprinderea de stat Poșta Moldovei, care trebuie să asigure implementarea serviciului universal. Totodată, domnul președinte, noi putem să venim pentru lectura a doua cu precizări și cu argumentele justificate. Mulțumesc. Vedeți? Domnul Ghilețchi, vă rog frumos. Da, vă mulțumesc, Valeriu Ghilețchi. Domnule viceministru, salut și eu acest proiect de lege, dar după cum vedeți, el necesită îmbunătățiri. Eu am două întrebări. Prima ține de articolul 7. Dumneavoastră menționați în articolul 7 următorul lucru. Furnizarea serviciilor poștale este reglementată de regulile privind prestarea serviciilor poștale elaborate de organul central de specialitate. În primul rând, sau primul aspect al acestei întrebări, noi avem în față un proiect de lege. Proiect de lege care se referă inclusiv la furnizarea serviciilor poștale. Deci consider că ar fi fost mult mai corect să spuneți furnizarea serviciilor poștale este reglementată de prezenta lege și de regulile care vor fi adoptate ulterior. Și al doilea element. Nu considerați că era necesar în noțiuni generale să dați o definiție la aceste reguli? Ce implică aceste reguli, pentru că faceți parcursul legii de mai multe ori referire la stabilite de reguli. Deci la noțiunile generale era, după mine, necesar să definiți aceste reguli ca să fie clar pentru cei care vor aplica legea. Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare ține de secretul corespondenței. Vorbind despre secretul corespondenței, dumneavoastră scrieți în felul următor. Este interzisă divulgarea informațiilor privind serviciile prestate. Este aceasta secretul corespondenței? Vorbim de conținutul corespondenței sau vorbim de serviciile prestate? Adică, dumneavoastră, la ce vă referiți? Eu cred că noi trebuie să protejăm conținutul corespondenței, dar nu serviciile prestate. Și apoi legat de deschiderea plicurilor sau deschiderea corespondenței. Eu nu știu care este practica acum, dar de câteva ori m-am confruntat cu o situație
când primești plicuri, în special din afară, plicurile sunt deschise și pe plic apare așa o mențiune, că plicul a fost primit, uitați-vă, deteriorat și așa mai departe. Chiar au fost scrisori de la PCE, printre altele. Mie mi se pare că este o formulă clasică de a mușamaleza sau de a ascunde deschiderea corespondenței. Dacă este necesară din punct de vedere a securității, atunci trebuie făcută în mod legal și corect să fie verificată acea corespondență. Dar dacă nu, atunci nu vă acoperiți cu asemenea frază. Pentru că, repet, și acest articol trebuie modificat ca noi să asigurăm cu adevărat secretul corespondenței, dar nu serviciile pe care le prestează poșta. Dacă aveți răspuns la aceste întrebări, m-aș bucura să vă aud. Mulțumesc, domnul deputat. La prima întrebare, deci la articolul 7, pe lângă actele de bază care reglementează sectorul poștal, sunt legea poștei și regulile poștale. Odată cu intrarea în vigoare acestui proiect de lege, deci autoritatea centrală de specialitate urmează să elaboreze regulile poștale în timp de 6 luni. Deci, aceasta va presta serviciile poștale și proiectul prevede reglementări în condițiile legii. Deci, autoritatea centrală de specialitate are atribuții și este obligat să elaboreze acte normative care privede elaborarea regulilor poștale. Cât ține de autoritatea de reglementare, sunt stabilite astfel de reglementări. Elaborarea și supune aprobării de către guvernul reglementărilor care va fi elaborat de autoritatea centrală de specialitate și mai multe subiecte și aspecte. Cât ține de întrebarea 2 cu corespondența, noi pentru lectura 2 putem să venim cu precizări și vom lua în considerație propunerea dumneavoastră și venim pentru modificare. Sau completare dacă această propunere îmbunătățește proiectul respectiv. Da, vă mulțumim frumos, domnul Ghelețchi, o ultimă precizare, poftiți. Da, eu vreau să revin la articolul 7. Mulțumesc pentru răspunsul care mi l-ați acordat, dar uitați-vă, chiar articolul 8 se începe, dreptul de a furniza servicii. Eu cred că și aici trebuie să acceptați amendamentul, că furnizarea serviciilor este reglementată de prezenta lege și regulile, pentru că nu poate furnizarea acestor servicii fi reglementată doar de reguli care sunt adoptate de minister și aprobate de guvern. Noi trebuie să avem ambele ca temei pentru furnizare, ca să reglementăm furnizarea serviciilor poștale. Nu poți furniza servicii poștale doar în baza regulamentului, dacă acest regulament sau dacă legea, de fapt, ea deja face anumite trimiteri, reglementări, limitări, etc. Vă mulțumesc! Era o precizare, doar vă mulțumim. Domnul Lipski, vă rog frumos, poftiți! Mulțumesc frumos! Prima întrebare mea este, acum la poștă se pot achita și servicii comunale. Clar că în oraș asta poate e problema mai mică, dar pentru sat totuși este o problemă, cred că, dacă nu există o filială de bancă. Eu n-am înțeles, legea aceasta, după cum eu înțeleg, nu prevede achitarea de către populație serviciilor comunale. Numai oamenii pot să primească banii acolo, sau eu greșesc? Mulțumesc, domnule deputat. Aceste servicii sunt libere concurenții. Orice prestator de servicii de plată poate să încaseze de la cetățeanul orice plată pentru factură și alte servicii. Domnul Lipski, vă rog frumos. Deci, poșta rămâne, ați enumerat 3 servicii, din cauza asta și întreb. Deci, servicii comunale se pot achita și la poștă. Poșta, în formă aceste legi, da? Asta era întrebarea. Poșta, în baza legii 114, a devenit prestatorul de servicii de plată, ca și alte instituții financiare. La orice instituție financiară pot fi achitate și încasate aceste plăți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lipski, vă rog frumos. Dar eu vă rog totuși clar răspundeți. La poște, servicii comunale, se pot achita conform legii? Sigur. Gata, asta era întrebarea, a doua întrebare, vă rog. Deci, răspunderea operatorilor poștali, da? Pentru colete, răspunderea lor, prin ce se garantează? Nu-i vorba de răspundere ca atare, clar că ei răspund, dar prin ce se garantează? Sunt careva garanții financiare, depozite bancare, prin ce se garantează?
Mulțumesc. Se garantează prin, deci, corespondența, asta unul în mână, se garantează prin datele cu caracter personal, deci sunt stabilite expres, deci conform directivei, rigorile directivei, sunt expres stabilite obligațiunile părților și obligațiunile și drepturile. În cazul îndacă, orice persoană fizică sau persoană juridică au careva suspiciuni sau au careva întrebări, eu pot să adreseze la autoritatea de reglementare. Autoritatea de reglementare este obligat să examineze în mod stabilit, conform legislației în vigoare, toate sesizările și demersurile din partea persoanelor fizice și juridice. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Cu ultima precizare, domnul Lipschei, ca să... Da, da. Deci, nu sunt careva garanții financiare, aparte, depozite, garanții bancare, nu-s, da? Nu prevede în proiect de lege. Nu se prevede asta. Și încă o precizare, mică. Deci, poșta devine o instituție financiară în acest caz sau nu, totuși? Întreprinderea de stat Poștă Moldovei activează în baza licenței care a obținut la Banca Națională sub categorie numărul 1. Noi putem să prestăm, noi am devenit prestatori de întreprinderea de stat Poștă Moldovei, care este sub ordine Ministerului Tehnologiei Informaționale, este în drept să presteze serviciile financiare, având în vedere că au devenit prestatori de servicii de plată în baza legii 114. Mulțumesc frumos. În continuare, domnul Lucinski, vă rog frumos, poftiți. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnule viceministru, noi deja am abordat acest subiect în cadrul ședinții Comisiei Parlamentare astăzi. Eu mă refer la dreptul la informații. Articolul 34 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că fiecare cetățean are acest drept fundamental ca să primească informații și informația trebuie să fie diversificată. Noi am discutat și v-am zis că noi cunoaștem despre disputa asta interminabilă între presa și Poșta Moldovei în privința distribuirii ziarilor, revistelor și despre calitatea întreprinderii de stat Poșta Moldovei, calitatea serviciilor care sunt prestate. Ele sunt nu prea bune și chiar deseori sunt foarte multe plângeri pe aceste servicii. Însă în acest proiect de lege acest serviciu este exclus din servicii de bază. Totuși este propunere la articolul 20, servicii incluse în sfera serviciului poștal universal, să includem acest serviciu de bază, mă refer la distribuirea presei, și dacă trebuie atunci la guvern aici să discutăm despre mecanismul de subvenționare a acestui serviciu și dacă eu știu că o să vă referiți acum la directivele UE, dar totuși cel puțin pentru următorii 5 ani acest serviciu o să fie inclus, ca în primul rând presa noastră o să se pregătească, eu cred că perioada asta de 5 ani poate fi destulă, ca să pregătească, un alt serviciu de alternativă de distribuire a presei prin tot teritoriul Republicii Moldova și respectiv o să deja să vedem, poate o să fie alte legi să fie modificate în așa sens ca să asigurăm cetățenii Republicii Moldova cu revistele și ziarele din Republica Moldova. Ce spuneți? Mulțumesc, domnule deputat, că ține de despotele care sunt dintre edițiile periodice și întreprinderea de stat Poștă Moldovei. Vreau să vă spun că conform legii presii 243, difuzarea presei este reglementată și organizată către fondător în baza relațiilor contractuale încheiate între persoanele fizice și juridice. Deci, doi, ce ține de completarea? Noi suntem categoric împotrivă de a completa acest serviciu, deoarece a fost discutat la mai multe comisiile parlamentare, deci a fost abordat acest subiect. Deci, de a completa nu este posibil, deoarece contravine directivei europene 9767 Consiliului Europei 2, Convenția Uniunii Poștale Universale și cadrul legal existent.
în legislațiile poștale europene, în serviciile de bază, nu se regăsește serviciul de difuzare a presiei ca parte componentă a serviciului poștal. Întreprinderea de stat Poștă Moldovei, desemnat în calitate de operator național, are serviciile de bază. Primul, expedierea și distribuirea corespondenței. Doi, expedierea și distribuirea mandatelor bănești. Trei, distribuirea pensiilor, subvențiilor și altor alocațiilor sociale. Având în vedere că Autoritatea Centrală de Specialitate elaborează acest proiect și promovează, noi nu putem să facem imixtiunea în chestiile operaționale a întreprinderii, deoarece aceste relațiile sunt contractuale. Dar totodată, noi permanent venim cu ajustare, permanent venim să armonizăm relațiile lor prin diferite servicii, prin diferite mecanisme, noi îmbunătățim cooperarea între întreprinderea și presa scrisă. Două săptămâni în urmă s-a desfășurat ziua abonatului, unde la inițiativa Ministerului s-a desfășurat această acțiune socială. Asta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În continuare, domnul Cinschi, poftiți. Da, vă mulțumesc. Cred că nu doar trebuie să vorbim despre relații contractuale. Noi vorbim despre exercitarea dreptului cetățeanului la informații. Și Poșta Moldovei, fiind întreprindere de stat, eu cred că temporar poate să-și rezerveze acest drept, să distribuie presă și în continuare. Mai mult decât atât, dacă o să vă întreb directiva UE la care faceți referință, când a fost emisă, și să facem comparații pentru țările UE, în ce structură socială au avut ei și dacă au avut sistemul de alternativă de distribuire a presei, o să vedeți mare diferență între ceea ce este acolo și ceea ce este la noi. Mai întâi de toate, noi trebuie să pregătim acest serviciu de alternativă și doar apoi noi o să putem să implementăm această directivă în practică. Mai mult decât atât, prețul la servicii, la distribuire este prea mare ca să fie inclus în prețul ziarului și în asemenea situații nimeni nu să-l citească pur și simplu în teritoriu. Nu afectăm interesul cetățeanului, este o afectare directă. Deci, haideți împreună totuși pentru lectura a doua să ne gândim la acest capitol. Eu înțeleg, poate nu vă este interesant, eu mă refer acum la Poșta Moldovei, poate nu este interesant să se ocupe anume de acest serviciu, dar haideți să reușim totuși de anumite interese ale cetățenilor. Mulțumesc, domnul deputat. Proiectul nu se referă doar la Poșta Moldovei. Proiectul este susținut de tuturor operatorilor poștali. În cadrul Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, care este Comisia de Fond, este creat un grup de lucru unde au fost prezenți toți operatori poștali privați care au expus un vot unanim că vor să cât mai repede să fie promovat în plenul Parlamentului și să fie publicat în monitorul oficial. Cât ține de a completa, încă o dată mă refer, domnul deputat, proiectul dat nu se referă la distribuirea presiei periodice, ci la domeniul poștal. Deci, conform legii presiei 4243, ei poate să vină cu aceste modificări. Cu mare plăcere, noi putem să susținem acest prin aviz din partea Autoritatea Centrală de Specialitate. Mulțumesc! Pentru lectura a doua, oricum, asta este ideea și luând în considerare și grupul de lucru. Dar vă rog frumos, precizare, poftiți, sigur. Domnul Lucinschi, poftiți. Vă mulțumesc foarte mult. Noi putem să venim cu această modificare și chiar acum în legea respectivă și, bineînțeles, să o prevedem așa cum am zis. Pentru că, oricum, la capitolul ăsta, la ultimul capitol ce ține de dispoziții finale și tranzitorii, putem să includem lucrul ăsta acolo. Care e problema? Pentru lectura a doua vă propun că să fiți mai, nu știu, cooperanți, da? Să discutăm acest subiect aparte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul deputat. Da, poftiți. Dacă îmi permiteți, noi am venit cu argumentele justificate în acest sens și v-am prezentat argumente care riese din legislația și din practica internațională și din legile care sunt aduse în concordanță rigorilor legii respective. Dar totodată, domnul deputat, noi putem să venim cu precizări pentru lectura a doua și să venim cu anumite argumentele justificate în acest sens. Mulțumesc!
Vă mulțumim. În continuare, domnul Deacov, vă rog frumos, poftiți. Da, domn președinte, este un proiect nou, este un proiect voluminos, este un proiect important. Discuțiile au arătat lucrul ăsta, dar nu se discută chestiile astea atât de amănunțit în ședință în plen. Eu mai vorbit și cu altă ocazie. Discuțiile astea profesionale trebuie să fie în comisii. Deci eu propun 108 să terminăm discuțiile și deputații să înainteze în comisie specializată modificări pentru lectura a doua. Avem înainte mult timp, o să discutăm și legea nu o să fie aprobată în lectura a doua dacă nu o să fie luate în considerație toate amendamentele. Mulțumesc. De acord, domnul președinte. Vă mulțumim frumos. În baza regulamentului, bineînțeles, voi supune votului invocarea articolului 108 și încheierea dezbaterilor. Pentru asta voi avea nevoie de numărători și de deputați să ia loc la locurile regulamentare alocate. Vă rog frumos, ați putea, vă rog frumos, să ne dați prezența pe sectoare. Sectorul 1. Sectorul 1, 23. Sectorul 2, 27. 18. Sunt 68 de deputați în sală. Cine este pentru aplicarea articolului 108 în cheierea dezbaterilor, vă rog frumos să votați. Mulțumesc frumos. Nici nu mai supun numărătorii. Majoritatea celor prezenți în sală au votat pentru încheierea dezbaterilor. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim mult, domnul Ciolac. Mulțumesc, domnule. La fel și pentru eforturile depuse pentru a vorbi în limba română, luând în considerare naționalitatea. În continuare, domnul Creangă, vă rog frumos să ne prezentați raportul Comisiei pentru proiectul 387, Legea Poștei. Stimate domnule președinte, onorat plen, Comisia Economiei, Buget și Finanță a examinat proiectul de lege Legea Poștii prezentat de Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele. Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu cerințele stabilite în actele Uniunii Poștale Universale și în Directiva 67 a Parlamentului European, privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale și îmbunătățirea calității serviciului. În acest scop, proiectul de lege stabilește normele și condițiile de activitate în domeniul comunicațiilor poștale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul poștal universal, identifică drepturile și obligațiile statului, persoanele fizice și juridice din domeniu. Proiectul de lege nominalizat definește serviciul poștal universal în corespundere cu prevederile Convenției Poștale Universale privind dreptul tuturor utilizatorilor la un serviciu poștal universal, la condiții de calitate și prețuri accesibile. În scopul armonizării legislației naționale cu Directiva 67 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale și îmbunătățirea calității serviciului, proiectul de lege conține prevederi privind reglementarea procesului de autorizare a operatorilor poștali, condițiile de prestare a serviciilor poștale și stabilește autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor poștale. Astfel, activitatea operatorilor poștali va fi autorizată, reglementată și supravegheată de autoritatea de reglementare. Conform prevederilor articolului 5 din proiectul de lege, autorii propun ca politica filatelică să fie elaborată, promovată și supravegheată de Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, în calitatea sa de organ central de specialitate. În contextul prevederilor proiectului de lege privind liberalizarea pe etape a sectorului poștal, se propune menținerea dreptului asupra serviciilor poștale rezervate pentru trimiterile locale și internaționale până la greutate de 350 grame, cu desemnarea operatorului de serviciu poștal universal de către Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor. Conform prevederilor proiectului de lege, fiecare operator poștal va fi obligat să distingă prin logotipul și marca sa comercială să marcheze toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua poștală respective.
Tarifele pentru serviciile poștale universale se propun a fi stabilite în baza unei metodologii de stabilire a tarifelor elaborate de către Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor și aprobată de către Guvern. Proiectul de lege stabilește procedura de examinare și soluționare a reclamațiilor parvenite de la clienți, identifică responsabilitățile și mecanismele de compensare în cazurile de pierderi, furturi sau deteriorări a trimiterilor poștale. Un capitol separat al proiectului de lege este dedicat serviciului poștal universal, care definește categoriile de servicii poștale, cerințele față de furnizorul de servicii poștale universale. De asemenea, este prevăzută finanțarea și compensarea serviciului poștal universal. Un alt capitol important al proiectului de lege îl constituie regimul de autorizare a operatorului de servicii poștali, în care sunt descrise condițiile de autorizare, obligațiunile operatorilor, sancțiunile și plata de reglementare în mărime de 0,31% din venitul parvenit din serviciile poștale prestate. În cadrul examinării proiectului de legei poștii, s-a menționat asupra neconcordanței denumirii legii scopului ei. De asemenea, atât Directiva 67, cât și cadrul legal ale mai multor state comunitare, se denumește ca servicii poștale sau comunicații poștale. În acest sens, Comisia Economiei, Bugete și Finanțe propune ca denumirea legii să fie modificată în legea comunicațiilor poștale. Totodată, pentru lectura a doua, Comisia a decis completarea proiectului de lege cu prevederile mai clare privind liberalizarea serviciului poștal universal, procedura de autorizare, reglementare și supravegherea furnizorului de servicii poștale, procedura de reglementare a codurilor poștale. Proiectul de lege este avizat de către Comisiile Permanente a Parlamentului și Centrul Național Anticorupție. Toate propunerile și obiecții expuse vor fi examinate de către Comisia Economiei, Bugete și Finanțe în procesul de pregătire a proiectului pentru lectura a doua. În contextul celor expuse și în rezultatul examinării proiectului de lege, Comisia Economiei, Bugete și Finanțe, cu 6 voturi pro și 3 abțineri, propune proiectului adoptarea în prima lectură. Mulțumim foarte mult. În continuare sunt întrebări în adresa Comisiei. Doamna Pălihovici, poftiți. Stimați colegi, deoarece datorită inițiativii domnului Diacov nu am reușit să adresez întrebările autorilor, voi reformula ceea ce am vrut să spun sub formă de amendament, fiindcă Comisia nu poate ea să-mi răspundă la întrebări și de aceea către Comisie, pentru lectura a doua, am o propunere din articolul 16, alineatul 2, de exclus partea a doua a frazei după cuvântul corespondență. Noi vorbim despre secretul corespondenței și trebuie să fie explicit scris în proiect, să fie doar textul. Furnizorul de servicii poștale nu este în drept să deschidă corespondența, să fie clar. Deoarece dacă păstrăm și textul, dacă aceasta nu poate fi distribuită sau readresată din cauza lipsei adreselor expeditorului și destinatarului, aceasta nu mai este corespondență dacă ea nu are cine trimite și cui trimite. Deci, și din punctul meu de vedere, partea a doua a propoziției dă voie la interpretări și la deschiderea corespondenței. Asta este primul amendament. Al doilea, la articolul 15, dacă vorbim despre dreptul furnizorului de servicii poștale de a instala cutii poștale, se spune în alineatul 1 că au dreptul să instaleze unde consideră pe drumurile publice după informarea autorității care e responsabil de gestionarea drumurilor. Eu consider că, ținând cont de securitatea circulației rutiere, nu trebuie după informare, ci după coordonare cu autoritățile care gestionează drumurile, fiindcă instalarea unor astfel de cutii ar putea influența securitatea traficului rutier. Și al treilea amendament pe care vreau să-l propun este la articolul 5, la politica filatelică a țării, alineatul 3, unde în ultima propoziție din alineatul 3 se spune cine participă la elaborarea tematicii pentru mărcile poștale și ele trebuie să se țină sau să reflecte istoria, știința, cultura, principalele evenimente social-politice și iarăși aici pot fi interpretări. De aceea eu propun redactarea ultimei propoziții din alineatul 3 în felul următor. Elaborarea tematicii
se efectuează în conformitate cu normele stabilite de guvern și cu antrenarea experților din diferite domenii de activitate, precum și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Palihovici. În continuare, mai avem întrebări în adresa Comisiei. Domnul Sorocean, vă rog frumos, poftiți! Vă mulțumesc. Asta mai mult propunere. Eu mă refer la impactul de reglementare. Este stipulat așa, că operatorul va presta serviciile poștale în baza actelor Uniunii Poștale Universală. Cum credeți, nu va fi mai logic și mai bine de a fi licențiat aceste serviciile de plată de licențiere Republicii? Activitate, da. Eu îmi cer scuze, n-am înțeles întrebarea. Ce servicii se licențiem? Activitatea acestui operator care va presta serviciile poștale va fi licențiat. Nu am examinat. Bună întrebare. Eu cred că am putea dezbate. Înțelegeți, noi avem exemple în țară că sunt niște serviciile care se fac acum, dar nu puteam scoate la capăt conform ce? Noi avem 13 operatori privați la momentul actual în țară. Dar vom examina. E deosebit, serviciile poștale deosebit. Da, trebuie să iei în considerare totuși reglementările internaționale în domeniu și experiența, dar bineînțeles Comisia poate să examineze și o astfel de propunere. Nu mai sunt întrebări în adresa Comisiei, vă mulțumim foarte mult, domnul Creangă. În continuare voi propune, da, cer scuze, într-adevăr avem o luare de cuvânt, domnul Țap, vă rugăm frumos, luare de cuvânt. Înainte de vot. Cel zgârcit plătește scump. Stimați colegi, după o formulă clasică, statul este ansamblul serviciilor publice. Ori, serviciul poștal este unul de bază în acest sens. Doar că atunci când statul îl organizează, el se gândește la cetățean și trebuie să-l organizeze adecvat. Astăzi au fost sunat mai multe obiecții, propuneri. Eu, și aceasta confirmă că sunt rezerve esențiale. Eu mă voi referi doar la ceea ce au vorbit aici, inclusiv colegii din Partidul Liberal. Este regretabil că atunci când se elaborează un proiect de lege, nu se ține cont, așa cum spune legea 780, de reglementările juridice în vigoare. Ori, avem legea 435, care prin articolul 13 spune dreptul exclusiv al autorităților publice locale de a gestiona proprietatea. Și mai mult, stimați colegi, și de Parlament și din Guvern în special, vă rog să citiți legea 436, articolul 10, care spune expres, autoritățile publice locale își desfășoară activitatea în domeniile stabilite de lege privind descentralizarea administrativă și așa mai departe, articolul 4.1. Și nu putem să le impunem, pentru că sistemul administrației publice locale este partea puterii executive prin descentralizare teritorială. Colectivităților locale li se atribuie dreptul de a presta anumite servicii și atunci când statul vrea, prin intermediul autorităților locale, să facă acest lucru, păi trebuie să le delege, dar să respectați, vă rog, aceste prevederi. Fiindcă aici, mai departe, alineatul 3 al acestui articol spune foarte clar, consultarea prealabilă și respectiv trebuie să fie asigurată partea financiară, pentru că această abordare care a fost, este, mai iertați, una cum vreți, sovietică, cum o să-i spuneți, a pune în sarcină fără a ține cont de anumite reglementări. Noi nu o să avem nici autorități publice locale puternice, nu o să avem niciun serviciu, în cazul dat, poștal bine pus la punct. Cetățeanul nu o să aibă de suferit. Și mă miră faptul și vreau să atenționez, pentru că nu contează, aici scrie, contrasemnează miniștri, unul, al doilea, al treilea, al patrulea, inclusiv ministrul justiției. Și eu mă întreb, dar de ce ministrul justiției și guvernul și primul ministru nu ține cont de prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale? De ce nu ține cont de prevederile constituționale? Pentru că articolul 109.1
Și doi, spune clar, autonomie privește organizare, funcționare și gestiune colectivităților locale. Cu părere de rău, stimați colegi, această abordare este de 25 de ani de când este statul Republica Moldova, de aceea avem noi majoritatea serviciilor foarte neeficiente. Și dacă doriți, hai să mergem și o să revin la prevederile legii 780, care spune foarte clar, inclusiv consultarea actorilor, tuturor actorilor. Vreau să vă întreb, ați consultat și Congresul Autorități Locale din Moldova? Aveți oare și avizul lor? Deci sunt prea multe întrebări și eu aș vrea, domnule președinte, și în special președinții de comisii, să atenționez, pentru că, de fapt, procedura de legiferare prevăzută de legea 780 privind acte legislative, pur și simplu, nu se respectă. Și în final, noi ne dorim un stat puternic. Hai să nu aruncăm tot ce este posibil pe umerile autorităților publice locale, pentru că ei, de fapt, nu o să facă nici ce e a lor și nu o să facă absolut nimic. Pentru că mulți dintre ei pot să nu aibă aceste spații. Dacă au aceste spații, ei trebuie să le gestioneze în favoarea colectivităților locale, pentru că au foarte multe sarcini. De aceea, hai să abordăm procesul de legiferare unul serios, ori serviciul poștal este unul de când sunt colectivitățile locale și el trebuie să fie pe potrivă aranjat, dacă este un stat pretins puternic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Țap. În continuare, dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt și alte obiecții, vă propune votului plenului aprobarea în prima lectură a proiectului legii poștii numărul 387 din 15 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acestuia în prima lectură, vă rog frumos să expuneți prin vot. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul legii poștii numărul 387 din 15 octombrie 2015 a fost aprobat în prima lectură. Mai sunt 5 subiecte pe ordinea de zi. În același timp, deja sunt vreo 3 ore de lucru. Ar trebui să luăm și o pauză. Însă, pentru ca această pauză să fie mult mai frumoasă și cu inspirație pentru următoarele subiecte de pe ordinea de zi și luând în considerare că invitații noștri, cetele de colindători, sunt și copii pe care nu ar fi bine să-i ținem în așteptare, vă propunem ca să profităm de pauză și să avem momente frumoase cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Pauza este declarată până la 17:00 și vă rugăm să rămâneți în sală. Vă mulțumesc!